Da, avem o ediție specială, oameni, bun de 3 ore a emisiunii 100%. Cumva venim în întâmpinarea dumneavoastră a miilor de oameni care ne-au scris în legătură cu noua lege a pensiilor, cea care a fost promulgată de președintele Klaus Iohannis. Înainte de toate însă, și nu știu cât timp o să am la dispoziție, o să am un moment care vă va face tuturor plăcere. O să aprindem luminițele de Crăciun, ceea ce nu e chiar foarte rău. Dar până atunci aș vrea să vă spun că miile de mesaje, de sincer, au blocat și mailul meu, redacția@realitatea.net. Miile de mesaje tot scot la iveală niște lucruri care se contrazic total cu această lege a pensiilor pe care Parlamentul Onor a votat-o cu ambele mâini. Și cumva sper eu că există timp îndeajuns până când această lege a pensiilor se va aplica ad literam, pentru că aleșii poporului să opereze lucruri care să nu dea niciun fel de dubiu. Astăzi o să avem o discuție, sper eu, aplicată pe această temă. O să încercăm să întrebăm experții ce cred despre problemele pe care le ridică oamenii și vă încurajez să scrieți în continuare pe această adresă. Nu de alta, dar până la urmă cred că asta este una din sau ăsta este unul din prerogativele televiziunii, acela de a scurcircuita o relație cetățean-legiuitor, pentru că trebuie să vă spun, dragi telespectatori, că ei sunt extrem de atenți la ce facem și ce spunem. Pentru că n-au nevoie, acum în an preelectoral, de niciun fel de deranj, în ghilimele, în momentul în care presa, pe bună dreptate, critică. Și cumva, câteodată, sunt și un pic supărați așa, pentru că, și habar n-am de ce, au omis din procesul legislativ niște lucruri pe care oamenii, fără prea mare pregătire economică, sau cum vreți dumneavoastră, le văd din experiența proprie. Și atunci, cumva, ne-am făcut un fel de punte, cum vă spuneam, între cetățean și legiuitor. Așa că ochii mari ne privește pe toți. Trebuie să vă spun că mesajele nu vin doar de la pensionari. Culmea, am văzut mesaje de la oameni care abia au intrat în câmpul muncii de 2, 3, 5 ani și care sunt perfect interesați și bine fac despre niște bani care se opresc din salariul lor brut și care merg către un sistem a cărui legi se schimbă, Dumnezeule, peste noapte. Aveam o lege a pensiilor care nu a fost aplicată. Acum avem o altă lege a pensiilor care se va aplica de la anul, adică din septembrie 2024. Nu toată emisiunea se va întâmpla așa. Ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu, va fi alături de noi pentru a ne răspunde unor întrebări concrete. Și de asemenea, trebuie să vă spun că în această emisiune o să discutăm și despre lucruri care ne privesc și care fac cumva capul știrilor. Sunt lucruri a căror resorturi sunt atât de complexe, oameni buni, încât nu ne-ar ajunge 5 ore de emisiune. Dar nu ne facem, cum vă spuneam, decât datoria, aceea de a vă informa. Ok? Sunteți pregătiți? Pentru că aș vrea, în câteva minute, să aprindem împreună luminițele de Crăciun. Acum știți cum e cu luminița asta? Haideți să vă explic. Luminița de Crăciun e absența întunericului. Pentru că închipuiți-vă, hai să facem împreună un exercițiu. E frig, plouă și e întuneric. Sunteți pe un câmp.
și nu e nicio luminiță în jurul tău. Și te simți singur, părăsit, poate ți-e și frică, auzi noaptea tot felul de zgomote pe care natura le face și care îți amplifică acea teamă. Și la un moment dat, undeva în zare, se aprinde o lumină. Automat vei merge către acea lumină. Acea lumină te va încălzi și va fi ce? Absența întunericului. Dacă vreți o metaforă, cam așa e și credința. Este absența întunericului. 100% vă mai prezint astăzi un caz. Un caz cu amenințări, cu oameni dați afară din casă. Un caz cu un protagonist a cărui tupeu este incomensurabil. A ajuns să ne amenințe și pe noi în momentul în care l-am invitat să-și pună punctul de vedere. Ba mai mult decât atât, ne amenință cu judecata, cu CNA-ul, cu asociația de proprietari, cu cine vrea el, deși știe că avem filmulețe care dovedesc că noi avem dreptate. O să vedeți ceva mai târziu în emisiune. Și încă ceva care a venit ca un colac peste pupăză, vorba românului, peste guvernul Ciolacu. Curtea Constituțională a României a declarat neconstituțională ce? Legea aceea care taie pensiile speciale ale primarilor. Asta înseamnă că primarii care beneficiază de pensii speciale își așteaptă bani. Și își așteaptă banii pe care nu i-au luat de când a apărut legea. Adică încă un efort la bugetul statului român. Și vine întrebarea pentru invitații mei, dacă nu cumva și banii aceștia îi vor stoarce din ce? Din taxe, din impozite, din sufletul, rinichiul și un singur plămân, că ce să faci, mă, cu doi? De la întreprinderile mici și mijlocii. Începe 100%. Magda Bistriceanu cu noi, bun găsit! Bine te-am găsit, bună seara și mulțumesc pentru invitație! Social-democrația, Cosmin Constantinescu, bun găsit! Bună seara, bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație! Horia Grigorescu, Forța Dreptei, bun găsit! Bună seara, Laurențiu! Da, Diana Buzoianu de la USR, deputat, bun găsit, doamnă! Bună seara, mulțumesc pentru invitație! Nu? Deputat! Deputat, am zis bine! Gelu Vișan se pregătește și el să se așeze. O să avem și mulți alți invitați. Îl avem pe domnul Ilie Popa, reprezentantul pensionarilor din Galați. Bună seara, domnul Popa! Bună seara, domnul Vădem, și bună seara invitaților dumneavoastră și telespectatorii. Va fi, sau cred că este deja, doamna Georgeta Zărvescu de la Asociația Pensionarilor din Olt. Bun găsit, doamnă! Bună seara, bună seara! Puțintică răbdare, că o să mergem la colega mea, Alexandra Alexandrescu, care ne povestește despre promulgarea noii legi a pensiilor și ce prevede ea. Bun găsit, Alexandra! Am găsit o nouă lege care vine în primul rând cu o nouă formulă de calcul pentru pensii, o formulă care promite să majoreze veniturile a milioane de pensionari. Vine însă noua lege și cu foarte multe controverse și vorbim, spre exemplu, despre prevederea care lasă o portiță Comisiei Europene să controleze cheltuielile cu pensiile, chiar dacă a fost eliminat acel procent de 9,4% din PIB alocat pensiilor. Mai exact, dacă cheltuielile cu pensiile ar crește prea mult în viitor, atunci ar putea crește și contribuțiile la asigurările sociale ca să acopere aceste cheltuieli sau ar putea pur și simplu să fie frânate aceste cheltuieli, astfel încât să nu crească gaura de la buget. În plus, o altă controversă este legată de vârsta de pensionare, care ar urma să crească în funcție de speranța de viață. O speranță de viață care este în creștere în momentul de față și a sărit bine de 70 de ani, așadar ne așteptăm ca în viitor vârsta de pensionare să fie și ea mult mai mare decât în momentul de față. Rămân așadar multe semne de întrebare și legat de
modul de finanțare al acestei legi, pentru că, așa cum am spus, legea promite să vină cu majorări inclusiv de la după jumătatea anului viitor, atunci când se vor face toate recalculările, însă până în momentul de față nu știm foarte sigur de unde vor veni acei bani. Ar fi nevoie în total pentru indexare și pentru recalculare de 25 de miliarde de lei. Rămâne de văzut de unde va scoate însă executivul banii pentru toate aceste majorări. Mulțumesc, Alexandra Alexandrescu. Bun, hai să facem rapid un tur de platou, apoi mergem la întrebările concrete. Ni s-a alăturat Gelu Vișan. Bun găsit, Gelu Vișan. Mulțumesc. 25 de miliarde de lei. Atât are nevoie guvernul, pe lângă miliardele alocate deja, ca să ce? Să pună în aplicare noua lege a pensiilor. Care noua lege a pensiilor își va vedea efectele în septembrie? Ce? Nu. Ce nu? Rectific. Rectific. Să pună în aplicare vechea lege a pensiilor la data de 1 ianuarie și să pună în aplicare noua lege a pensiilor unde îi trebuie 10 miliarde, doar 10 miliarde de euro. Deci noi discutăm de un, dacă vrei, de un, o nevoie la buget de 10 miliarde de lei. Pentru că cei 15 miliarde sau 14 ceva miliarde de lei necesari pentru ianuarie sunt obținuți de mult din inflație. Adică ei, taxa anumită inflație, i-a băgat de mult pe piață acești bani. Deci asta nu este gaură, între ghilimele, că nu-mi place deloc termenul ăsta la buget. Deci noi discutăm de cei 10 miliarde de lei care sunt în septembrie. Deci foarte... Da, una e indexarea și alta e și alta mărirea pensiilor. Recalcularea. Adică una e recalcularea. Recalcularea ne cere 10 miliarde de lei în septembrie. Atât. Despre asta discutăm. Și pentru indexare... 15 miliarde de lei, dar așa se ridică. În total 25. Zic, indexarea va fi cu procentul de 13,8. Pe de altă parte, dacă vorbim de indexarea aceasta de 13,8 și de 20 de miliarde de lei, atât cât spunea și Laurențiu mai devreme, e nevoie de la buget, din cei 20 de miliarde, peste 13 miliarde reprezintă pensiile speciale. Revenim la discuție și la întrebări. Dar să nu facem concluzii. Mergem să aprindem luminițe la sectorul 4, luminițele Haideți de Crăciun. Începem să numărăm. Și la 1, apăsăm cu toții pe acest buton de pe telefonul meu, da? Bine, haideți, împreună să numărăm, da? 5, 4... Cumva vorbeam despre o nevoie de niște bani și bani mulți, astfel încât, mă rog, după recalculare, soft, etc., etc., pensiile să crească, să scadă, habar n-am. Doamna Buzeanu, cum o să facă pensiile astea? Noi am spus-o de la bun început, există două scenarii. La nivelul de bani care sunt necesari pentru a pune această lege în aplicare, fie vor crește taxele și atunci, da, ne vom uita cu toții la încă o mărire de taxe în 2024, dar noi ne îndoim că în an electoral cineva își va asuma taxele. Sigur, anul acesta au crescut de două ori, deși s-a promis că nu vor crește. A doua variantă este că pur și simplu este o promisiune electorală, nu se va ține, așa cum nu s-a ținut nici legea din 2017 cu care ați început și ați spus chiar dumneavoastră că nu a fost aplicat, deși a fost dată în campanie electorală, tot cu gândul că o să fie promisiuni de creștere de pensii, și aceasta poate să fie o promisiune electorală care nu se ține și care nu o să fie realitate. În loc să ne gândim la un sistem în care cu adevărat să creștem pensiile așa cum ne-am fi permis să le creștem și chiar să fie îndeplinite acele creșteri, iată că astăzi românii primesc mai degrabă niște povești. Da. Cosmin Constantinescu, Horia Grigorescu, haideți repede, facem există un tur că vreau să răspundă oamenii la întrebări. Există și alt raționament economic, din punctul meu de vedere, mult mai corect decât cel prezentat de opoziție, prin care se sperie, practic, îi sperie pe pensionari, cum că n-ar fi bani. Mai există un raționament economic, dincolo de raționamentul opoziției de creșterea taxelor, pe care opoziția fie nu-l știe și atunci putem să înțelegem, fie nu vrea să-l știe și pe asta putem să înțelegem, că până la urmă este rolul opoziției să critique. Dar să știți că această lege nu a fost declarată sustenabilă din partea Comisiei Europene degeaba. Ea a fost fiind observată de specialiștii de la Bruxelles și nu cred eu că specialiștii de acolo ne dădeau avizul pe această lege și spuneau că este sustenabilă în cazul în care nu era. Vă dau exemplu doar
de un alt raționament economic despre care vorbeam la începutul intervenției. De exemplu, colega din opoziție spune că noi pentru a finanța această lege o să creștem taxele. Eu am să-i spun că pentru a finanța această lege, de exemplu, vom crește salariile. Și vorbesc acum de creșterea salariului mediu brut din 2024, care va aduce, bineînțeles, și o creștere a contribuțiilor, care, dacă vreți, că am și cifrele, mi le-am notat, ca să nu discutăm, să discutăm pe cifre, să știm exact ce vorbim. Deci numai din creșterea salariului mediu, și asta o spune Comisia Națională de Prognoză, nu o spune nici PSD-ul, nici USR-ul, nici, da, avem un impact în plus la buget de 10,87 miliarde de lei. Ăsta este suficient, pentru că, corect a remarcat domnul Vișan mai devreme, că noi doar pentru recalculare avem nevoie de acești 10 miliarde de lei. Deci eu v-am dat un simplu exemplu și vă mai pot da exemplu. Și vă mai spun un lucru. Gândiți-vă că odată cu creșterea acestor pensii, se mărește și consumul. Că banii ăștia se regăsesc undeva în piață, nu o să intre în buzunarul pensionarilor și pensionarii își vor pune... Ne-am dorit noi să fie pensiile atât de mari încât pensionarii să își țină banii la saltea. Dar știm că nu e așa. Deci banii ăștia se vor duce în consum. Consum care va produce iarăși o întoarcere a banilor practic în bugetul de stat. V-am dat doar două exemple. Deci v-am dat doar două exemple. Gândiți-vă că sustenabilitatea asta este clar demonstrată și Comisia Europeană nu își punea semnătura pe ceva ce nu era real. Stai, mă, deci nu avem 10 miliarde, dar mărim salariile ca să avem 10 miliarde. Eu vreau să începem cu o chestie pozitivă. În primul rând, acest guvern al echității, domne, mărește cu 13,8% și pensiile amărâților de special. Ca să începem cu ce e important de spus. Ești un special, se aplică inclusiv către beneficiari. Așa este. Asta e legea. Dar câtă vreme ai avut posibilitatea să intervii cu această amplă majoritate ca să găsești niște modalități de reașezare din punct de vedere al echității... Aici că nu se poate, mă înjurați pe mine. Eu sunt de acord cu dumneavoastră că este foarte complicat în acest moment cu această curte constituțională să se facă astfel de modificări. Dar mai vreau să spun ceva referitor la ce spunea Cosmin și fără a intra într-o polemică, dar tot ceea ce ține de salariul mediu pe economie în România e un mic secret pe care poate ar trebui să-l știe și guvernanții. Acest salariu mediu pe economie îl generează mediul privat. Ăsta cocoșea de taxe și impozite. Dacă mediul privat nu o să poată cu adevărat să-și crească cifra de afaceri pentru 2024, ei bine, degeaba se pun pe statistici de la prognoză previziuni referitoare la salariul mediu pe economie, câtă vreme nu reușim să atingem acele ținte. Mai mult decât atâta, vorbim despre un impact de 10 miliarde pentru recalculare începând cu septembrie 2024. Corect, poate așa o fi. Nu sunt stăpân 100% pe aceste cifre. Dar uitați-vă, vă rog frumos, doar la 2025. Dacă din septembrie 2024 până la sfârșitul anului ai nevoie de 10 miliarde, da? Asta înseamnă că de 4 ori mai mult pe atât vei avea nevoie în 2025. Dar, Horia, dar nu este corect să noi orientăm doar către ieșirile din buget. Da, stați un pic că mergem la primarul de la sectorul 4, Daniel Băluță, care a prins luminițele. Bună seara și mă bucur foarte mult că sunteți cu toții alături de noi cei din sectorul 4. Astăzi este o zi specială. Pentru noi încep sărbătorile. Profit de acest moment să urez la mulți ani tuturor Andreilor și Andreilor. Dar nu în ultimul rând, acest moment este legat și de ziua de mâine, Ziua Națională a României. Vreau să spun la mulți ani tuturor românilor, la mulți ani România, să ne bucurăm de această lună spectaculoasă, o lună cu multe sărbători, o lună în care familiile trebuie să se bucure, oamenii trebuie să se bucure unul de altul. Da, și s-au aprins luminițele. Acum, că tot vorbeam de bani, hai bă să vorbim despre ce ne spun oamenii și ce ne întreabă oamenii. Domnul Popa, doamna Zărvescu, stăți pe recepție, da? Da. Bun, bun. Adresa de mail: redacție@realitatea.net. Iar oamenii întreabă tot felul de lucruri. Și te rog, Ramona. Am aflat cu regret, supărare și tristețe că domnul președinte al României a promulgat așa zisa nouă lege a pensiilor. Aceeași mărie cu altă pălărie la care s-a lipit o betelie pe care scrie VPR, destructurând definitiv legea numărul 263/2010 cu așa zisele puncte de stabilitate care nu au legătură cu principiile contributivității și egalității.
Ce-i VPR-ul ăsta, doamna Zărvescu, și cum a apărut el? Alo, bună seara. Bună seara. Și vreau să urez și eu la toți care sărbătoresc astăzi Sfântul Anton Andreea la mulți ani. Și măcar în această seară de sărbătoare și ținând cont că mâine e ziua națională, ar trebui ca domnii din platou, opoziție și putere, măcar în această seară, să fie uniți și să se gândească la binele acestei țări. Vedeți de pensie, că mă ocup eu de platou. Hai ziceți-mi cu VPR-ul ăsta, cum a apărut. Domnul Botin, acest VPR-ul este un lucru bun. Înlocuiește punctajul mediu. Și să știți și dumneavoastră că părerea mea, această lege este o lege bună, chiar mai bună decât legea 127, pentru că acele punctaj de stabilitate care se acordă, se acorda și în legea 3/1977. Cei care vorbesc aia, punctaj de stabilitate? Da, domnul Botin, și pe legea 3/1977. Doamna Zărvescu, că mor aici, mă întind pe jos și mă culc. Explicați-mi și mie ce e aia punctaj de stabilitate. Punctaj de stabilitate pentru cei care au stat în câmpul muncii peste 25 de ani. Și pe vremea lui Ceaușescu, cei care lucrau, femeile peste 25 de ani și bărbații peste 30 de ani, le se dădea punctaj în plus. Este corect acest punctaj de stabilitate, domnule Botin. Ok, opriți-vă un pic. Domnul Popa, ați auzit-o pe doamna Zărvescu, zice că e o lege bună. Cât de bună e legea asta? Nu avantajează toată lumea, domnul Botin. Problema este cu acest punctaj care îl dau ei de stabilitate, care se numește, se dau pentru oameni care au depășit 25 de ani. Dar sunt probleme la grupele de muncă care au contribuit 2-3-5% pe la grupa 1 și 2 de muncă cu 25 au fost mărite punctajele. Și nu știu cum s-au gândit dânșii să aplice aceste puncte de stabilitate la mai mult de 25. Pentru că prin mărirea acum cu 13, prin această indexare cu 13,8% au crescut inechitățile extraordinar de mult, mai ales la siderurgie, minerit, mă rog. Problema e că legea trebuie dată înapoi, redată Parlamentului și dată să fie consultare națională. Nu am făcut-o într-o zi. Pac, pac, au trecut toate proiectele de lege, ce a fost în lege, toate punctele. Și adoptat, până la urmă, uitați-vă, domnul Solomon, să spună, să vadă că mai erau și amendamente la lege. Eu nu sunt de acord cu aceste puncte, dar ei nu știu la ora actuală de unde avem sursă de finanțare, de unde dau bani, pentru că au apărut, după cum a spus domnul Vișan, au apărut multe categorii care vor lua acum, vor veni și vor lua pensii speciale la 1 ianuarie, respectiv primarii, viceprimarii și consiliile județene, da? Președinții și vicepreședinții, mai vin de altă categorie din spate care cer pensii speciale. Ei trebuia să facă în felul următor. La 1 ianuarie avem banii ăștia, 16 miliarde sau 20 de miliarde, ne încadram, domnul Botin, ne încadram și făceam recalcularea și aplicam și această indexare. Nu s-a vrut. Nu există voință politică, nu se supere niciunul din studiul dumneavoastră la partide, pentru că nu există voință politică. Pentru noi trebuia să facă automat această recalculare ca să nu se mărească inechitățile la sistemul public de pensii. Bun. Un alt mesaj. Vreau să intervin și eu. Mai stați un pic. Domnul Botin? Mai stați un pic, că nu stați în apă. Un alt mesaj. De când se vorbește despre pensii, nu am înțeles nimic. Ministrul Muncii vorbește mult, amestecat, dar nimic concret. Să spune exact pe domenii cu cât se mărește pensia. Omul de rând nu înțelege. Acum spuneți-mi, doamna Zărvescu, cu cât se mărește pensia. Domnul Botin, uitați importanța acelui punctaj de stabilitate. La ora actuală este 1125 de lei pensia celor care au muncit 3, 4, 5 ani, poate 15, 40 de ani. Este corect ca cel care a muncit 40 de ani să aibă pensia egală cu cel care a muncit 3 ani?
Ăsta este rolul acelui punctaj de stabilitate, să primească beneficii cei care au muncit zeci de ani. Deci pensia minimă socială, fiind 1125, nu poate cel care a muncit 40 de ani să aibă pensia de 1125. Este un lucru bun cu acel punctaj de stabilitate și domnul Botin, nu este adevărat. Cei cu grupe de muncă care sunt pensionați la ora actuală nu pierd nimic la pensie. Din contră, cei cu grupele de muncă, domnul Botin, au pensiile mai mari și cu 2000 de lei față de alții. Deci probleme la grupele de muncă, domnul Botin, sunt la cei care se vor pensiona de acum încolo. Și ministra muncii s-a exprimat clar. Pentru cei care se... Ziceți, domnul Popa, că... Ăștia nu, dar el alții o să aibă treabă. În privința asta are perfectă dreptate. Ministra Muncii s-a referit așa. A spus că la cei care se vor pensiona de acum încolo se va da un punct pentru fiecare an. Deci trebuie să așteptăm normele de aplicare a legii. Și o să vedem că nici cei care se pensionează de acum încolo cu grupele de muncă nu vor fi frustrați de niște drepturi. Deci este o lege bună. Ce facem? Ce facem cu cei care, domnilor din studio, ce facem cu cei care primesc puncte de stabilitate care nu înseamnă contributivitate? Atenție! Deci legea asta ce face? Zice, facem pensiile... Nu? După contributivitate. Punctele de stabilitate nu înseamnă contributivitate. Atenție! Deci cumva devine necontributivitate. Dar hai să trecem peste asta. Ce facem cu cei care stau 40 de ani în câmpul muncii, că mâine, poi mâine se întâmplă, dar sunt plătiți în acte la salariul minim pe economie? Și cei care stau... Sunt foarte curios. Domnul Botin, și aceea vor câștiga ca unul care muncește 40 de ani cu salariul minim pe economie, dacă nu are acea pensie socială. Acele puncte de stabilitate ar primi pensia minimă socială, dar pentru faptul că se acordă acele puncte de stabilitate, cei care vor munci 40 de ani de vor rămâne în câmpul muncii, vor avea pensia cel puțin 3.000 de lei. Deci este o lege bună. Doamna Zărvescu, vreau să vă întreb, că mă zăpăciți, vreau să vă întreb un lucru, dar normal. Ați tot militat împreună cu colegii dumneavoastră că vreți pensii corecte după contributivitate, da? Da. Bun, acest punctaj care nu vine din contributivitate, ce înseamnă? Ăsta de stabilitate. Nu, Botin. E foarte simplu, ceea ce v-a spus domnul, este foarte corect. E simplu. Toți deodată, dacă puteți. Acest punctaj... Doamna Zărvescu, oprești foarte greu. Păi nu, dar trebuie înțeles foarte bine. Exact acolo ne ajută punctajul ăsta pe necontributivitate. Să facem diferența între cei care au muncit 40 de ani, chiar dacă pe salariu minim, și cei care au muncit mult mai puțin de atât. Acest punctaj de stabilitate este un punctaj bun, domnul Botin, pentru cei care au muncit 30-40 de ani. Nu se compară cu cel care a muncit 5-6 ani. Este o lege bună pentru cei care muncesc mult. Nu cred. Dar dacă eu am muncit 5-6 ani, doamna Zărvescu, și am avut salariu de 25.000 de euro și am plătit contribuții la salariul de 25.000 de euro. Aveți puncte multe și câștigați și dumneavoastră datorită punctelor pentru venitul. Mai dați-mi un mesaj, că e frumos. Foarte bine, doamna Zărvescu, e ok. Deci bine că o lămurim. Deci cumva omul trebuie să rămână 40 de ani în câmpul muncii, indiferent de salariul pe care îl ia, nu e obligat. Ca să-și ia bonusul. Nu e obligat, dar în felul, care rămâne în câmpul muncii, este practic pensia se întoarce într-un mod corect la el. Asta vă spune și doamna Zărvescu, că se face diferența între cei care au muncit 40 de ani și cei care nu au contribuție. Superb, okay. Stadiul complet de cotizare. Adică se face această diferență care în prezent nu există și e o inechitate. Doamne ajută. Să o recunoaștem. Beneficiez de pensie de urmaș după soțul meu pe talon de pensie 1125 de lei. Am muncit 18 ani și 11 luni cu stagiul militar ca sudor confecții metalice. Aș dori să știu de ce nu se aplică pe decizia de pensie de urmaș stagiul de cotizare și stagiul militar și grupa de muncă. Cum e posibil să stabilească un asemenea venit? Bătaie de joc.
domnul Popa. Consider că este foarte bine. Depinde, că e 50% din pensia celui care a decedat. Înseamnă că dânsul a fost pe condiții normale de muncă și 11 luni stagiu militar, ăsta e... Și fără lupă de muncă și fără nimic. Da, ăla este asimilat la termenii legii pensiilor. Problema e că pensia este undeva foarte mică. Haideți să... Nu știu dacă aș avea în față ăsta, mi-aș da seama cam despre ce este vorba. Apropo de punctele astea de stabilitate, eu sunt de acord cu doamna Zărvescu cu face, dar nu sunt pe contributivitate. Dar problema este dacă Uniunea Europeană a acceptat așa ceva, mergem după chestia asta. Dar ce ne facem, domnul Botin, cu acei oameni care au lucrat din urmă, care au lucrat, spre exemplu, până în 2010 și au pensiile mai mici ca ei, care au indicele de corecție 1,41. Nu am nimic. Este foarte bine. Au ieșit o pensie foarte bună. Dar ce facem ca același număr de puncte care are punctajul general, când nu ne legăm de, doamna Zărbescu știe foarte bine, nu ne mai legăm de punctajul mediu anual, ci direct de punctajul general. La un punctaj general de 62 am coleg care are pensie de 6.000 de lei, iar punctaj general 1 cu 70 de puncte are pensie de 3.500 în același loc de muncă, dar ieșit pe legi diferite. Problema da. Că... Hai să luăm publicitate. Că încearcă să ce? Fac să ce? Să echilibreze lucrul ăsta. O să vedem dacă ce le să echilibreze, Gelu? Au spus că fac... Corecție curată a inflației. Mai era ceva în lege. Laurențiu, eu am votat pe asta din 2010. Domnilor, gata, că luăm publicitate și revenim. Am votat pe ea pe asta din 2010. Eu te întreb ceva. În lege, când zice că pensiile trebuie indexate, curata inflației mai zice ceva? Jumătate din salariul mediu brut. Și au zis în, acum? Nu, pentru că au luat alt indicator. Mă dor dinți. Discutăm în câteva minute și revenim cu mesajele dumneavoastră. Am încercat să răspundem la mesajele voastre. Părerile e bine într-o democrație să fie împărțite. Unii zic că e bine, alții zic că nu-i bine. Unii spun că, domnule, senzațional ce lege au pritocit ăștia. Alții se întreabă de unde mama măsii scot bani ca să plătească. Unii spun așa, domnule, deci noi nu știm nimic. Sau știm că ni s-a promis. Alții spun, lasă băi că avem de primit. Dar vine întrebare frumoasă și elegantă la care n-am apucat să răspundem. Bă, zice sau nu zice la lege? Că dacă, așa cum au promis ei, la 1 ianuarie, pensiile, toate, se indexează cu 13,8% rata inflației, nu bag mâna foc, asta-i da, n-ar trebui să se indexeze și cu... 1/2 din creșterea neta... 1/2 din creșterea neta a salariului mediu brut pe economie. Și unde e aia 1/2 din creșterea netă a salariului mediu brut pe economie? Laurențiu, eu am participat la această lege în 2010, vestita lege Roberta Anastase, mai țin minte, cu furtul de voturi și așa mai departe. Eram vicepreședinte în Comisia de Muncă. Și așa a fost la momentul respectiv ideea de a cupla creșterea pensiilor de creșterea reală a economiei. Am explicat în pauză că avem o creștere a salariului mediu brut pe economie aproximativ de 688 de lei netă în 2023 față de 2022, pentru că spre deosebire, dar nu mai povestesc că ducem trei spectatori în altă zonă. Deci avem această creștere, jumătate din ea ar însemna aproximativ 350 de lei de pe cap de pensionar pe lună. Asta ar însemna într-un an aproximativ 4.000 și ceva de lei, ori 4.800.000 de pensionari, vreo 20 de miliarde de lei ar fi fost creșterea per tot anul, nu numai pe lunie septembrie, octombrie, nu, octombrie, septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie, ci pe tot anul, împărțită dacă s-ar fi aplicat această lege. Însă, eu din ce am studiat, pentru că, na, fiind în Comisia de Pensii, atunci, cu mult timp în urmă, îți dai seama că te specializezi fără să vrei, dacă vrei să vorbești la televizor despre lucrul ăsta. Ei acum au făcut o chestiune extrem de interesantă, zic, o să vedem într-adevăr de la 1 septembrie, și anume încearcă să rezolve niște inechități în sistem și, în mod special, să crească cumva pensiile mai mici, stagnând sau ținând cât mai mult pe loc pensiile foarte mari. Nu e echitate. Moderne, așa, da, un fel de haiducie modernă. Nu e un partid
primul ministru de la un partid de stânga. Și a spus de foarte multe ori lucrul ăsta. Eu sunt convins că el, când a dat tema pentru această lege, ministrului muncii și nu numai specialiștilor de la muncă, a dat și acest azimut. Dom'le, cum facem să crească pensia? Bun. Dovadă că pe exemplele pe care dă ministrul muncii actual, lucrurile așa stau. Nu-i foarte rău. Acum, o să fie acuși cu noi, doamna Simona punctele, Bucura. Nu, o secundă, închid. Și o întrebăm. Cu punctele alea de stabilitate, eu sincer sunt ok. Adică, băi, totuși cei care au această stabilitate în muncă sau care se duc totuși la serviciu după 25 de ani, 26, că știi, între 25 și 30 de ani, un punct de stabilitate, ei 0,5, după aia ei 0,7, după aia ei 1, ceva de genul. Hai să spun ceva, ca punct. Să afli și tu, stabilitatea asta și punctajul ăsta avantajează exact aia din sistemul bugetar, da? Care zic așa, băi, eu pot să ies la pensie și la 70 de ani. Oricum, sunt în sistemul bugetar, îmi mai dă și punctaj de stabilitate. O să ai o surpriză de la mine, care sunt un om care am provenit dintr-un partid de stânga, membru internațional socialistă, și am trecut peste noapte într-un partid de dreapta și sunt un om de stânga devenit de dreapta. E liber schimbist. Da? Bă, partidul, deci a trecut partidul cu mine cu tot. Da, o da, să da. Spun un lucru. Da, uimește-mă. Hai să terminăm o dată pentru Dumnezeu cu această tâmpenie. Care? Că cei din sistemul bugetar, Gelul, hai, nu muncesc. Face. Deci, bă, ăla care este pe salariu minim pe economie, bă, și îl freacă patronul de la IMM, 8 ore, poate 9 ore pe zi, poate 10 ore pe zi, stă el, zice, bă, vreau să iau și eu alea de stabilitate, bă, și mai stau 5 ani. Hai, mă, să fiu. Bă, Laurențiu, nu e așa. Mă, am în sănătate se muncește, în învățământ se muncește, în justiție se muncește, în poliție se muncește. Gelu, am spus, peste tot se muncește. Dar nu poți să mai pui cap la cap, cap în cap, privatul și cu statul. Nu e ok ce faceți. Ai dreptate, mă, ce sistem noi astăzi? Da. Stați așa, stați așa, domnul Popa, că mă nervă Gelu. Discutăm de funcționare. Păi ce sistem noi astăzi? Păi suntem în zi dată liberă de la stat? Foarte bine a făcut statul, am votat și eu. Ia-te-l, fraier, cum muncește, mă, trăi țar familia ta. Păi pentru că e problema ta. Nu ești fraier, e problema ta. Salariul tău nu se compară cu al unui profesor. Să rămână. Salariul tău și acordul global. Și acordul global nu se compară. Păi normal că e acord global. Normal că e acord global. Legat de audiență. Eu am acord mogulist. Legat de audiență. Ai audiență, ai... Doamna Silvia Petre, vă salut. Să rămână. Bună seara dumneavoastră, invitaților și telespectatorilor. Ia ascultați aici întrebări de la telespectatori. Sau, mă rog, păreri. Nu este drept să știi dinainte că prin aplicarea unei noi formule de calcul, 10.000 de pensii nu se vor majora. După care să vii să invoci prevederea situației în care, în urma recalculării, rezultă o pensie mai mică decât cea în plată. Și apoi se menține pensia în plată. Este cazul în care această prevedere devine amăgitoare, înșelătoare, chiar cinică, iar fapta unei asemenea erori făcută în mod tendențios nu poate fi scuzabilă. Cum să judec, doamna Silvia Petre? Deci, vă rog să mă ascultați ceea ce vreau să vă spun. Pentru noi, pentru toți pensionarii din țara românească, a fost legea 127 care trebuia pusă în vigoare. Așa începeți în fiecare discurs. S-a încheiat. Vă rog frumos să mă ascultați. Doamnă, eu vă ascult de două săptămâni, spuneți exact această frază de început. Eu nu mai pot. Am înțeles. Dumneavoastră sunteți îndrăgostită de 127. S-a încheiat. Hai să vorbim pe asta. V-ați iubit cu ea. Ok. S-a încheiat. Vă rog să mă ascultați. Legea nouă trebuie pusă de urgență, trebuia cu ea să înceapă, pentru că din ianuarie era cazul întâi să facă legea, să separe asistații sociali față de contributivitate, față de pensiile speciale și de ceilalți. Mi se pare corect la ora actuală să se impoziteze pensiile peste 2000 de lei? Mi se pare corect? Am muncit o viață 40-50 de ani să fie pensia impozitată. Pe mea impozitat-o când mi-a luat pe salariul destul, mi-a impozitat-o. Acum din nou impozitează. Ce majorare? La grupele de muncă la fel. Nu se mai anunță nimic. Uitați-vă ce se întâmplă cu pensionarii care au 30-40 de ani, au lucrat în industria ușoară, au lucrat în comerț. Nu depășesc, domnule Gelu, 2000 de lei după 45 de ani. Un asistent social ia mai mulți bani, pachete, vouchere și tot ce vreți decât unul care a muncit în industria ușoară.
deci nu este corect. Eu sunt de acord, aștept legea nouă, dar vă asigur, tot guvernul vă asigur că nu sunt bani. Așa cum cinstit ministrul finanțelor a spus că nu sunt bani, nu va fi în septembrie. Că i-a terminat domnul Câțu, dar a luat și din fondul de pensii. Știe toată țara, nu a luat din fondul de pensii când a fost doamna Raluca Turcanu. Petre, pauză de respirație. Doamna Petre, doamna Silvia. O secundă, doamnă. Un fel de tâlhar general al acestei țări, domnul frate. Domnul Popa, stați un pic, că mai merge pe stradă. Stați-mă că nu ne mai înțelegem, alo. Păi dai-mă dacă și e divină Câțu acum, ce ai? Băi, asta-i tâlhar. Stați un pic, aici totuși este o întrebare foarte bună. Poate mă lămurește cineva. Doamna ministru. Zeci de mii de pensii nu se vor majora. Apoi zice că dacă le recalculează o să fie mai mici. Și rămâne pensia asta care nu se majorează. Aici e șmecheria. Deci aici ce mai faci? Care e șmecheria? Păi aia, că ăștia sunt alea mari. Mai mari. Sunt alea mai mari care ți-am zis la început. Păi dar și ăla a muncit. Poate a muncit 40 de ani, de ce nu-i dai stabilitate lui ăla? Concluzia, niciodată nu vei putea avea o lege bună. Ce-ai făcut? Aha. Că e mai de stânga asta, măsura asta. Pensionarul merge așa. Acum au promisiune că e campanie electorală și trebuie să meargă înainte. Degeaba spuneți. Pentru că la ora actuală, dacă pentru pensionarul care a muncit 40 de ani s-a acordat cinstit, nu rămânea cu 1500 și 2000. Asta e majoritate, industria ușoară, comerțul, agricultură și tot ce vreți. Nu vă dați seama. Ca să bag și eu ideea. Păi nu, dar asta e și ideea, să se nu mai confunde. Nu aveți încredere că în septembrie anul viitor vor fi bani pentru această recalculare? Pentru că v-am... De unde? De la impozite? Ne mărește impozitele? Ne mai avem pensie? Se majorează taxele? Da. Pentru că primăriile ne-au anunțat asta deja. Este o retorică greșită, doamna Petre. Nu de acolo. Nu se măresc nici impozitele și nici taxele. Eu am spus la începutul emisiunii și de unde sunt banii. Dați un pic, domnul Popa, că suntem și să știți că vis-a-vis de inechități, aveți foarte mare dreptate, doar că inechitățile nu se pot rezolva decât într-un astfel de mod. În cazul în care pensiile mari, exact cum spunea domnul Vișar mai devreme și foarte corect a constatat, vor rămâne pensiile mari, vor rămâne pe loc, probabil o perioadă, până când și cele mici vor crește, pentru că avem foarte multe pensii foarte mici. Vor fi indexate cu 13,8. Asta da, pentru că la indexare nu poți, Magda, dar nu poți să faci diferența conform legii, nu ai cum să faci diferența la indexare. La recalculare, acolo poți să faci diferența. Dacă s-a aplicat și creșterea cu salariul mediu brut, ți erau și mai mari. Păi, frățioare, deci eu... Nu, legat de asta cu creșterea pe salariul mediu brut, să știți că legea vorbește de creșterea reală, de aia nu se aplică, pentru creșterea reală a salariului mediu brut. Creșterea reală nu a existat în România pentru că salariul mediu brut a crescut sub rata inflației. De aia astăzi 50% din creșterea reală a salariului mediu brut este egal cu zero. De aia nu se aplică. Ca să știm să înțelegem cu toții de ce nu se aplică. Eu tot n-am înțeles de ce o mermelim în țara asta, în halul ăsta. Avem un problem aici pentru că noi nu calculăm salariul real. Am avut o discuție aseară cu domnul Petrișor pe tema asta și cred că se pricepe. Noi nu calculăm salariul real. Așa că cel care va trimis deci mesajul noi, totuși noi este avem undeva... în momentul de față o lege a salarizării. Noi nu calculăm în România... Ca să nu mai zic că sunt pensionari cu aceeași... România nu calculează salariul real. Da, numai că legea și din mare problemă aici. Da, dar numai că legea din 2010 și legea și din 2017 fac trimitere la salariul real. Creșterea reală a salariului mediu brut. Adică este o mermereală, exact așa cum ați și menționat. Hai să ne oprim un pic. Doamna ministru a muncii, Simona Bucura Oprescu este cu noi prin telefon. Bună seara, doamna ministru. Luminați-ne, doamnă, că ne mai gata. Deloc capul foc pe aici. Doamna ministru, hai să am o rugăminte la dumneavoastră. Noi avem nu 100, nu 2, avem mii de întrebări și mii de reclamații vis-a-vis de această nouă lege a pensiilor. Da? Și lumea întreabă de grupele de muncă, ce se fac cu, ce se întâmplă cu minerii, cu personalul navigant, cum se îndreaptă inechitățile. Hai, ajutați-ne un pic, pentru că n-aș vrea acum să vă trimit, dacă e nevoie, toate mail-urile acestea. Dar ajutați-ne să ne înțelegem și să înțeleagă și oamenii de acasă, doamna ministru, până la urmă. Da? Toată lumea a spus aici în platou că se va calcula, se vor da puncte de sustenabilitate, dar numai la unii, la alții, ce facem cu aia care muncesc cu salariul minim pe economie. Ajutați-ne să înțelegem un pic, pentru că e o întreagă dezbatere. Bun, în primul rând avem trei elemente care va forma punctajul total. Primul element este bazat pe contributivitate și noutatea este aceea că se vor lua în calcul inclusiv
veniturile net permanente, acordul global pentru cei dinainte de 2001, se valorifică la calculul pensiilor datele din carnetele de muncă, ce, atât pentru sporurile permanente, cât și pentru cele nepermanente. Apoi, avem perioadele asimilate, perioada de armată, de șomaj, de universitate și, nu în ultimul rând, punctele de stabilitate care se dau pentru stagiul peste 25 de ani de cotizare, 0,5 puncte pentru perioada 25-30 de ani, 0,75 puncte pentru perioada 30-35 de ani și un punct suplimentar pe an pentru cei care au cotizat mai mult de 35 de ani. Acestea vor forma punctajul total, care se va mulți cu valoarea punctului de referință, care în 2024 va fi de 81 de lei. Valoarea punctului de referință se calculează ca raport între valoarea punctului de pensie și stagiul de cotizare de 25 de ani, adică 2032, cât va fi valoarea punctului de pensie în 2024, împărțit la 25. Acum valoarea punctului de referință este 71 de lei, în 2024 va fi 81 de lei. Doamna ministru, de ce nu s-a luat în considerare, odată cu indexarea aceea de 13,8, care înțeleg că se aplică de la 1 ianuarie, și acel 1:2 din creșterea salariului brut mediu pe economie? Fiindcă am avut creștere negativă anul trecut. Din păcate, pentru anul trecut avem o valoare negativă. Valoarea fiind negativă, s-a luat în calcul 13,8%, adică rata inflației. Întrebări pentru doamna ministru? Pe doamna ministru, spuneați dumneavoastră că vor avea pensii recalculate cu 40%, în jur de 3 milioane de pensionari. Nu, n-am spus niciodată asta. Eu citesc știre din dumneavoastră. Pensii mai mari cu 40% pentru 3 milioane de pensionari. Anunțul ministrului muncii. Românii, nu știu de unde știți dumneavoastră știrea, eu știu exact care au fost... Urmă cu două săptămâni la Antena 3 ați declarat. Eu știu exact care sunt declarațiile mele. Pensiile românilor vor crește fiecare în funcție de stagiul de contributivitate, punctele asimilate, respectiv cele de stabilitate. Creșterile pensiilor vor fi între... zero, fiindcă vor fi români care vor primi același cuantum al pensiei în urma recalculării. Nici o pensie nu va scădea și asta este foarte important să se știe. Și români care vor avea creștere ale pensiilor, de exemplu pe simulările noastre, de peste 80% în cazul celor care au fost în indemnizația minimă socială, având salariu minim pe economie cu un staj de cotizare de 35 de ani. Domnul Popa, întrebare pentru doamna ministru, știu că vă doare cu siderurgiștii. Întrebare pentru doamna ministru cu siderurgiștii, e problemă foarte gravă, datorită faptului că s-au ieșit pe diferite legi. Dumnezeu știe foarte bine pe legea 19, pe legea 263 și sunt diferențe extraordinar de mari la pensii, datorită stagiului de cotizare. Problema este în felul următor. A apărut între timp, doamna ministru, legea 226, care a fost după aia 221 a ajuns, iar această lege care a apărut 221 a făcut diferențe foarte mari între pensionari. Colegii mei care au ieșit odată cu mine, unii au intrat pe 221, că așa ați considerat dumneavoastră sau legiuitorul dinaintea dumneavoastră, și la ora actuală diferențele au ajuns până la 3500 de lei. Cu ăștia care ies la actuale, acum în pensie. Bine, acum ridică și indicele de corecție. Este foarte bine. Eu apreciez că au pensii foarte bune, trăiesc foarte bine. Dar ce faceți cu noi care am ieșit până în 2010? Asta este problema cea mai gravă la ora actuală. Da, ministru, vă ascult. Beneficiile obținute datorită condițiilor speciale și deosebite de muncă nu vor fi afectate. De altfel, pentru siderurgiști, scăderea vârstei de pensionare a fost menținută la 13 ani, așa cum era și până acum, iar în ceea ce privește condițiile speciale și deosebite de muncă, este important ca telespectatorii noștri să știe că acestea vor fi menținute până în 2035, angajatorii trebuie să facă normalizarea condițiilor de muncă, iar beneficiile acordate sunt aceleași ca
și până acum, adică 0,5 puncte pe an pentru condiții speciale, 0,25 puncte pe an pentru condițiile deosebite. La condițiile speciale vom avea 6 luni pe an sport de grupă, 4 luni pe an la condițiile deosebite, sport de grupă. Dacă îmi permiteți, doamna ministru, aveți perfectă dreptate ce a spus. Sunt de acord cu dumneavoastră. Dar problema este că eu, la ora actuală, fiind am fost siderurgist, da, am lucrat 35 de ani în siderurgie, am contribuit 2, 3, 5% pentru grupa de muncă, iar în momentul când s-au făcut schimbările de grupă, cum a spus dumneavoastră, condiții speciale, condiții deosebite de muncă, încadrarea, de ce eu, care am contribuit cu colegul meu și am lucrat în același loc de muncă, pe el l-am încadrat în condiții speciale, pe mine nu. Aceasta problemă. Am discutat-o cu președintele de... care trebuie să plătească cei 8% suplimentar pentru condiții speciale de muncă. Și de asemenea tot dânsii trebuie să declare bolile profesionale. Deci așa cum la mineri de subteran, de exemplu, avem la INSP declarate scolioză, hernie de disc și așa mai departe, angajatorii sunt cei care trebuie să declare. Condițiile de eligibilitate din lege sunt foarte clare. Expunere la riscuri privind sănătatea și securitatea muncă pentru cei care sunt expuși 100% pe durata programului de lucru pentru condițiile speciale și 50% pentru cei din condiții de ofiți. Cu tot respectul, îmi cer iertare că... Pentru domnul Popa, mai vreau să subliniez un aspect important. Tocmai de aceea e nevoie de o lege nouă, o lege care să corecteze inechitățile despre care vorbiți dumneavoastră. Dați-mi voie ca să mai explic o dată. Deci colegul meu are condiții speciale în același loc de muncă, iar eu nu am. Dar am cotizat, pe timpul când am cotizat, 2, 3, 5% pentru grupă, sport de grupă, la întâia. Aici este problema la ora actuală foarte clară. Și alții pentru n-au, doamna ministru. Dacă angajatorul dumneavoastră a avut aviz și a declarat încadrarea în condiții speciale pentru dumneavoastră și a plătit suplimentar cei 8% pentru condiții speciale, pentru... Domnul Popa, gata că m-am prins eu. Stați liniștit. Stați așa liniștit, doamna ministru. Nu-i corect. Pentru că eu cu președintele Comisiei de Muncă, domnul Botin, am discutat situația. Știți ce mi-a spus? Da, aveți dreptate. Că este diferență. Bun. Stați așa, domnul Popa. Doamna ministru, doamna deputat, stați un pic, domnul Popa. Doamna deputat Buzoianu, o întrebare către dumneavoastră și domnul Vișan are de asemenea o întrebare. În momentul în care ați propus această lege în Parlament, ați zis că există un raport al Băncii Mondiale care analiza impactul bugetar. A reieșit în urma dezbaterilor din Parlament că acel raport nu era încă finalizat. Am vrea să știm dacă în acest moment raportul este finalizat, care este impactul bugetar și de unde veți avea miliardele de euro necesare pentru a acoperi această lege, pentru a îndeplini această lege, în contextul în care astăzi datoria publică este de 50,1%. Să răspundă că... Și avem deja deficit de peste 50 de miliarde de lei. Doamna ministru, există raportul Băncii Mondiale cu impactul bugetar? Nu. Impactul bugetar este un impact cunoscut de 0,6% din PIB. Datele de la noi și de la Banca Mondială, datele pe care ni le-au dat atât cei de la Banca Mondială, cât și datele făcute pe execuție de Ministerul Finanțelor, ne duc la un impact suplimentar de 10 miliarde de lei în 2024. Aceasta este o cheltuială sustenabilă, legea este o lege sustenabilă, iar... Cel mai important este că în 2024 venim cu o lege care aduce respect pentru români și care va permite creșterea pensiilor pentru toți românii. Este important ca atât românii care sunt
acum pensionari, cât și românii care se vor pensiona, să cunoască condițiile noi. Vă mulțumesc pentru amabilitate. Înțeleg. Eu vă mulțumesc și vă doresc o seară bună. Că nu mai puteți sta. Îl salutăm pe Dumitru Leonte. Bună seara, domnul Leonte. Stai un picuț, că eu am să o întrebare, dar vreau un comentariu înainte de domnul Leonte. Da, da, și noi voiam, dar atât a putut să stea. Acum, gata, hai să stăm, să cumim să vorbim între noi. Stați puțin, domnule Leonte, că... Haideți să ne înțelegem. Ne înțelegem, dar deci vreau să spun și eu ceva, domnule Leonte. Domnule Leonte, ușor cu pianul pe scări, că acum vorbește Vișan și după aceea ziceți dumneavoastră. Hai. Bun. Vreau să fiu extrem de clar. Ca unul care am lucrat la legea din 2010, niciun moment, nu ne-am gândit ca și... termenul creșterea reală a salariului mediu brut pe economie să se interpreteze ca fiind o creștere raportată la rada inflației. Ce mai important să punctăm asta? Deci, încă o dată, noi când am spus, o scriu pe tablă dacă vrei, noi care am făcut legea, că noi am făcut-o, eu am fost vicepreședinte Comisiei de Pensii. Da? Ludovic era în Comisia de Pensii, că de-aia știi și tu. Da? Noi când am făcut legea, am pus... creșterea reală a salariului mediu brut, referindu-ne la banii sau creșterea în bani, efectiv, în lei, între salariul pe un an și salariul pe celălalt an. Corect. România nu are indicatorul creșterii salariului mediu real. Nu are acest indicator. Nu are indicatorul salariu real. Nu avem acest indicator pentru că s-ar putea să avem niște surprize foarte mari raportat la salariul din 1993 sau 1994. Nu avem acest indicator. Lucru pe care l-am discutat și aseară cu domnul Peu, am spus. Din acest motiv, explicația spusă de doamna ministru că am fi avut o scădere a salariului mediu real între 2023 și 2022, în opinia mea, nu este o explicație corectă, nu este o explicație reală. Avem o creștere reală a salariului mediu brut. Au hotărât să nu mai ai în acest indicator și să folosească cuvântul real în altă idee, altă discuție. Dar noi când am făcut legea, ne-a trecut prin cap că se va întâmpla această chestiune. Eu când am spus că, în conformitate cu monitorul oficial, salariul luat în calcul la calcularea legii pensiilor în 2023 a fost de 6.789 de salariu pe anul ăsta, e chiar mai mare puțin salariul mediu brut, față de 6.095 în 2022, v-am explicat că sunt în jur de 680 de lei, 670-680 de lei. Este de fapt breaking news-ul declarației doamnei ministru. An de an, românii vor fi condamnați fie doar la creșterea cu inflația, o amărâtă creștere cu inflație. Nu putem să calculăm, atenție, salariul mediu brut real în România nu se poate calcula pentru că nu există indicatorul în plan economic. N-am vrut să intru în dezbaterea aceasta cu doamna ministru, dar nu ăsta este motivul pentru care nu l-au luat. Eu am înțeles de la primul ministru și de la cei care s-au ocupat că n-au luat acest indicator pentru că se raportează la total contribuții pe întreaga lege. Acum, una peste alta, e un fapt. S-a renunțat la acest indicator. Pur și simplu s-a renunțat la acest indicator. Ăsta este răspunsul la întrebarea pe care tu mi-ai pus-o. Da, din ce motiv putem să discutăm? Nu se știe. Domnul Leonte, bună seara! Bună seara! Vreau să vă spun un lucru. Sunt câteva lucruri care sunt neclare în lege. Deci, dacă domnul Vișan își mai aduce aminte... Știți că a fost ordonanța 100, care a fost în 2009, care atunci când s-a dat 0,025 puncte pentru grupa a doua de muncă și 0,05 puncte pentru grupa întâi de muncă, după care s-a revenit în 263 și s-a majorat punctajele cu 50% pentru grupa întâi, condiții speciale, că atunci s-a introdus condiții speciale și cu 25% condiții deosebite. Nu este același lucru dacă adun 0,25% cu dacă mulțesc cu 1,25, fiindcă 0,25 e valabil doar atunci când am un punct de pensie, dar dacă omul are 2-3 puncte de pensie, este în pierdere. Deci sunt niște lucruri pur aritmetice care nu s-au judecat în momentul când s-a renunțat la articolul 90
din legea 127, care era corespunzător articolul 169 din legea 263. Sunt foarte multe lucruri. Noi nu eliminăm inechitățile prin această lege. Din potrivă, noi creștem inechitățile prin acordarea celor punctaje de stabilitate retroactiv, în sensul că nu dăm punctaje, deci pentru cei care au contribuit mai puțin la sistemul de pensie. Deci dacă unul poate lucreze 50 de ani, să contribuie cât a contribuit unul în 25. Eu luă ăla care a contribuit în 25 de ani, deci a dat banii cash în 25 de ani, nu-i dau pensie, îl las acolo cu pensia care este acum, care are un punct de pensie și va rămâne cu ea, iar din 2024-2025 s-ar putea să nu mai beneficiem de majorări, fiindcă suntem condiționați de încasările la bugetul de pensii și de contribuții și alți parametri care sunt introduși acolo. Practic, este o situație când această lege va fi în impas de a fi aplicată. Mai mult decât atât, în PNRR spunea că se majorează să avem grijă de pensiile mici. Oricum avem noi grijă de acele pensii mici, când toate pensiile mici sunt la acei pensionari care au sub 25 de ani lucrat sau au, chiar apare ca și stadiu de cotizare, stadii asimilate. Ori în această situație, dacă noi nu luăm calcul toate stadiile care le avem acum în plată, acești oameni vor rămâne în continuare asistați social. Mai mult decât atât, numărul celor care nu vor beneficia de recalculare va fi de peste 1.700.000 de pensionari. Și toți aceștia sunt cu pensii mici și chiar foarte mici. Deci aici va fi problema. Deci, domnule Ante, stați o țără. Stați o țără, stați așa, că vreau, mai dați-mi una din întrebări de la oameni, dar până îmi dați întrebările astea, vreau să mai vorbesc în platou aici, pentru că da. E important așa. Deci, fiți atenți, avem și de mii de experți în pensii și în salarii, da? Oameni sunt pensionari, reprezentanți ai pensionarilor, etc., etc. Doamna Zărvescu, da? De la o zice, wow, e o pensie bună. E o lege bună. Lege bună, da. Doamna Petre de la Timișoara zice, aoleu, păi cum asta e bună? Era aia bună, dar nu mai e aia. Asta se rezolvă, Laurențiu. Domnul Popa de la Galați zice, bă, dar noi ăștia care am ieșit, că ei au luat, noi n-am luat, adică despre ce mama măsii vorbim. Domnul Leonte vine și spune așa, și am intuit și eu chestia asta, stai puțin, dar cum vine chestia asta? Adică eu muncesc 24 de ani la salariu de nu știu care și plătesc o grămadă de bani, da? Și ăla muncește 50 de ani la salariu minim pe economie, dar îi dă de stabilitate, Laurențiu, mă. Laurențiu, dă-mi voie înainte de a... Eu foarte scurt vreau să spun lucrul ăsta. Noi nu rezolvăm aceste probleme acum. Într-o democrație normală, și sper ca lucrurile astea se întâmple, după ce se va fi aplicat legea la 1 septembrie 2023 și vom vedea cu toții care este realitatea din teren față de ceea ce ni s-a spus că va ieși după recalcularea tuturor pensiilor, eu sunt convins, ferm convins, că viitorul Parlament, dacă nu chiar acesta, chiar atunci în campanie electorală, deci mai mult ca sigur că nu vor modifica, dar viitorul Parlament va modifica legea în funcție de realitățile din teren. Altcumva nu se poate. Vom avea norme de aplicare pe legea respectivă. Repet, chiar, nu contează. Chiar domnul Leonte spunea săptămâna trecută lucrul acesta, că pe legea pe care o avem, dumneavoastră ați spus că vor fi norme de aplicare și inclusiv câteva din cele ce ați discutat Magda, noi când am reclamat faptul că legea n-a stat mai mult în Parlament, la asta ne-am referit. Dacă ei s-au grăbit, pentru că era presiune de la Uniunea Europeană, da, de nu știu unde, da, dacă s-au grăbit, da, e clar că le-au scăpat foarte multe lucruri. Ei păi acum încearcă, asta vor să modifice. Într-o dezbatere parlamentară de 3, 4, 5, 6 luni de zile, aceste lucruri s-ar fi armonizat. Acum, pentru că așa a fost dat să fie, în momentul în care va intra în vigoare la 1 septembrie, este clar că următorul Parlament se va trezi cu toate aceste probleme pe cap și va trebui să le rezolve cumva. Și atunci va trebui să modifice puncte din lege. Nu esențiale, le bănuiesc, ci va trebui să modifice puncte din lege. Deci punctele acestea de vedere sunt pertinente și s-ar putea ca în interior... Sunt, dar din păcate putea să fie nu o lege perfectă.
Dar dacă se ținea cont, nu știu, să existau în întâlniri, că domnul Leonte a stat pe la Parlament, cel puțin înainte de a se vota legea respectivă. Ceea ce aș vrea să punctez, Magda, ca să înțeleagă toată lumea, speța pe care a exemplificat-o Laurențiu Botin mai devreme. Da? Deci, domnul Botin, ați dat exemplu două categorii de oameni. Cei care au contribuit 25 de ani și au avut o contribuție mai mare și o altă categorie care au contribuit cu salariu minim 40 de ani. Acolo sunt două situații în care noua lege funcționează în felul următor. Pe cei cu 40 de ani cotizația la salariu minim îi ajută acele puncte de stabilitate ca să nu fie chiar la pensia socială, iar pe cei care au contribuit mai puțin, deci 25 de ani, dar au avut salarii mai mari și evident contribuția a fost mai mare, îi ajută faptul că acea contribuție a fost mai mare. Deci în ambele cazuri, oamenii sunt avantajați. Nu știu cine vorbește, dar... Grai, domnul Leonte. 5 de ani înseamnă că trebuie să ai un punct. De ce nu mă înțelegi? Trebuie să ai un punct de pensie. Dumneavoastră n-ați înțeles. Vorbeam de situația în care cineva cu un stagiu de 25 de ani și care nu a încasat salariul minim, a avut o contribuție mai mare. Nu există o legătură cu calculul pensiilor. Domnul, vă rog frumos! Dar dumneavoastră ce ziceți? Că dacă în cei 25 de ani, cum spunea Cosmin mai devreme, a contribuit mai mult, așa dumneavoastră spuneți că va fi beneficiarul tot acelei pensii speciale? Nu. Dar spuneți nu acum. Nu s-a înțeles, nu s-a înțeles. Deci, doamnă, cel care are un punct și jumătate și a lucrat 25 de ani, el nu mai primește nimic în plus. Decât la cei 25 să mulțești cu 81. Deci el nu primește de la statul român niciun fel de bonificație în plus, decât doar ce a contribuit. Primesc cei, și ce este foarte periculos, că fiecare tânăr își face calculul și va zice în felul următor. Stai un pic, păi până ies eu la pensie, mai am 40 de ani de lucru. Și atunci toți vor merge să lucreze la negru și vor zice, lasă șeful, dăm bani mie, lasă-mă cu salariul minim pe economie, că așa îmi va da statul 15-16 puncte gratis, că și așa până ies eu la pensie la 65 de ani. Deci, încă o dată se încurajează, încă o dată evaziunea, tot ce vreți dumneavoastră. De recompensă pentru longevitatea în muncă. Păi da, nu sunt gratis. Trebuie să existe o diferență între cel care a lucrat, a rămas în câmpul muncii 40 de ani și cel care a stat în câmpul muncii doar 25 de ani. Acum, de ce, mă? Păi de cum de ce? Păi e simplu, domnul Botin, e simplu de ce. De ce, domnule? De ce trebuie să fie o egalitate? De ce eu v-am spus de ce? Ăla muncește 25 de ani, atâta vrea el. Înțelegi? Atâta vrea el. Își ia pensia pe contributivitate. Exact, asta spun și eu. Așa, de ce trebuie să-i mai dea nouă ăla care mai vrea să mai stea? De ce? Păi haide să luăm exemple celorlalte țări. Haide să vedem cum funcționează. Hai să luăm exemplu României. Păi luăm exemplu României. România trebuie să fie întotdeauna generatoare de legi noi, inventăm noi apa caldă. Dacă vrem, păi da, tot timpul luăm ca exemplu celorlalte țări când vrem să ne fie mai bine, dar acum când e vorba de legea pensiilor și de sustenabilitate pe termen mediu și lung, nu ne mai convine cum fac alții. Păi domnule, chiar suntem noi cei mai deștepți. Eu să-ți dau o explicație la Orențiu. Doar 25 de ani? Acum pe bune și cu tine. Eu să-ți dau o explicație, dacă îmi permiți, două secunde. Și restul ce faci? E pensie. Faci ce vrei tu, mă. Adică te pensionezi la 42-41 de ani? Nu, Gelu, te apuci și lucrezi în câmpul muncii cu pensie la puii mei, la 30 de ani sau la 40 de ani. Care e problema ta? Păi nu e nicio problemă. Ai voie să ieși după 25 de ani de activitate la împlinirea vârstei de 65, 70, 843 de ani? Da. Bun. De ce? Pentru că așa vrei tu. Mai stai 20 de ani. Dar de la început știi cu ce pensie vei ieși. De la început știi foarte clar că dacă nu ai contribuția, în felul ăsta fiecare își stabilește ce dorește să aibă la bătrânețe. E simplu. Corect. Domnule Leonte, am primit o întrebare. Cineva vă întreabă. O doamnă spune că are 20 de ani și 3 luni. La rectificare mai primește ceva? Nu. N-are cum să primească datorii, depinde ce pensie are și ce punctaj are. Dacă are sub un punct de pensie, nu primește nimic. Ok. Dar știți că situația asta sunt peste 1.700.000 de persoane.
Dați-mi alt carton, că de asta vorbim acum de jumătate de oră cu inechitatea. Dați-mi altă întrebare de la oameni. Se tot discută despre îndreptarea inechităților. Absolut nimeni nu spune că atât la pensii cât și la salarii se face anual inechitate și se adâncește această inechitate anual. Și are dreptate cine ne-a scris acest lucru pe redacția rond realitatea.net, doamnelor și domnilor. De ce? Dar chiar de ce? De ce se face inechitate și la salarii și la pensii? Pentru că unii au trebuit să câștige întotdeauna mai mult, nu? Când au avut pixul puterii și au putut să-și dea lor beneficii, și-au dat. Și astăzi trebuie să fie îndreptate. Și unele dintre ele ies cei care sunt astăzi la guvernare și spun, dom'le, sunt prea scumpe. Nu putem să le îndreptăm pe toate. N-a spus nimeni că sunt prea scumpe. Dar ideea este că în momentul de față noi vorbim despre legea asta ca și cum ea urmează să se aplice. Eu... În continuare spun că este o mare șansă să nu se aplice legea aceasta. Gândiți-vă că noi trebuie să recalculăm undeva la 5 milioane de dosare. A luat 2 ani de zile să digitalizăm, nici măcar nu s-a terminat digitalizarea dosarelor și noi în momentul de față trebuie să credem că în 7 luni de zile se vor recalcula toate dosarele care încă nu au fost digitalizate. Adică eu aștept încă marele anunț că s-au digitalizat cu toate, că România plătește destul de multe zeci de milioane de euro ca să câștige să digitalizeze aceste dosare. În fiecare an. Și încă nu această sumă, fie că se făcea în guvernarea asta, fie că se făcea într-o altă guvernare, trebuia plătită pentru că aceste inechități trebuie să rezolvate. Da. Și că sunteți sau că nu sunteți de acord cu mine, lucrurile astea trebuiau să pornească de undeva. Că noi suntem guvernul care am pornit lucrurile astea. Asta, așa s-a nimerit. Dacă vroiați, dacă ați fi vrut, putea să fiți noastră guvernul care să începeți lucrurile astea. Dar eu și ce spun dacă mă întrebați pe mine, și uitați ca să vă ajut. Deci ca să vă ajut. Chiar dumneavoastră ați început. Că practic astea sunt chestiuni prevăzute în PNRR. Comisia Europeană n-a făcut altceva decât să spună că această lege îndeplinește jalonul din PNRR. Da, la PNRR, dacă mi-aduc aminte, dacă mi-aduc aminte, la PNRR ați contribuit și dumneavoastră. Doamnă, v-am ajutat în ce acum nu sunteți de acord cu mine? Nu. Deci, când v-am ajutat, nu sunteți de acord cu mine, nu știu cum să mai fac să mă prietenesc cu asta. Chiar nu știu. Naște inclusiv noi inechități. De exemplu, ambulanțierii au protestat împotriva acestei legi, dacă e atât de bună. De ce ambulanțierii au protestat? Nu o să avem niciodată 100%. Salvamonții, de asemenea, au fost nemulțumiți și au fost scoși de la condiții de risc. Eu nu am spus că se vor... Pompierii au fost și ei scoși. Nu am spus nici eu și niciun coleg de-al meu că se vor elimina toate inechitățile. Minuni peste noapte nu se pot face. Dar această lege pornește o îndreptare a inechităților. Nu elimina nimic. Dar legea asta încă nu e aplicabilă și nici nu va fi aplicabilă de pe 7 septembrie. Voi promiteți că pe 7 septembrie se va aplica. Eu ce spun este că digitalizarea dosarelor încă nu s-a terminat și voi promiteți că în 7 luni de zile veți recalcula 5 milioane de dosare. Doamna deputat, nu confundați digitalizarea cu recalcularea. Odată îndeplinit procesul de digitalizare, care este oricum mult mai îndelungat decât procesul de recalculare, recalcularea se face electronic. Deci credeți-mă. Domnule Onte, domnule Popa, ajutați-mă un pic. Viorel ne zice: pensiile care nu vor crește sunt în cea mai mare parte cele a femeilor care au primit indicele de corecție de 1,41 la stabilirea pensiei. În plus, stagiul de cotizare pentru stabilirea punctajului general al acestora este mult sub 35 de ani la ora actuală, puțin peste 32 de ani. De aceea, aceste pensii probabil nu vor crește. Și zice domnul Viorel, este posibil însă ca unele pensii datorită punctelor de stabilitate să crească, dar foarte puțin. Adevărat sau fals? Este adevărat, dar vreau să vă spun, citiți-i dacă vreți domnul Botin, domnului de la PSD, citiți-i ce scrie în PNR, jalonul 214, că nu are nicio legătură legea actuală cu ceea ce scrie în acel jalon. Vă rog frumos! V-ați încadrat ca și termen data de 21 când s-a trebuit votată, dar legea nu respectă absolut nimic din acel jalon 214 ce este în PNRR. Comisia Europeană vă contrazice, domnule Unte, îmi pare rău. L-am dat să-l aveți pe telefon. Și vă rog, căutați jalonul 214 ce scrie în el. Dacă este îndeplinit un obiectiv din acel jalon, eu mănânc pe PNRR-ul ăla care câteva sute de pagini. Dar dumneavoastră să mâncați o filă. Fila jalonului 214. Că nu e îndeplinită nicio condiție din acel jalon. De unde am corect s-a exprimat? Domnul Popa, ia ascultați aici. Este echitabil ca după recalculare în situațiile prezentate să se ia pensii diferite la același punctaj? Sunt diferențe de 335 de lei între femei, respectiv 906 lei
la mineri la același număr de puncte după recalculare. Cum funcționează aici principiul contributivității? Dacă la mineri, sub presiunea făcută în Camera Deputaților, s-a promis adăugarea de puncte, cu femeile aflate în acea situație de discriminare, ce măsuri s-au luat? Vă răspund eu. Nimic. Nimic. Ia că am păcălit domnul Botina și pe mineri. Da? Păi stai că vă citesc de la oameni. Lasă cu notarii și avocații, citesc oamenii. Așa, dați-al carton că am vorbit de indexarea asta, dragilor. Am vorbit de indexare, dați-mi al carton. Ne scriu oamenii, v-am spus, sunt așa. Bună seara, ne spune Dan. În noua lege, la articolul 84, aliniatul 11, se face trimitere la o referință stabilită la adoptare ca procent din produsul intern brut. Știți ceva de referința asta, domnule Leonte? Da, este în condițiile în care cei de la Consiliul Fiscal vor constata că nu s-au îndeplinit condițiile de la aliniatul 10, vedeți acolo 10 și chiar 9, atunci să trecem înapoi pe procent. Părerea mea e că era mai bine să fi rămas pe procent și pe sistemul de pensii din România era sustenabil. Și făceam recalculare pe punctajele care sunt acum în plată și nu ne trebuia decât 8,42% din PIB. Deci, o întrebare, una senzațională. Doamne, senzațională, de la Sorin. Unde se duc contribuțiile românilor care vor muri înainte sau după ce ies la pensie? Unde sunt banii ăștia? Senzațională întrebare. Răspundem imediat. Luăm publicitate și revenim. Da, haideți să încheiem un pic subiectul ăsta, că vă rog să mă credeți că sunt atâtea mesaje contradictorii încât aproape că nu pot înțelege, și vorbesc de subiectul noua lege a pensiilor, da? Avem niște lucruri foarte clare. Avem 24.000 de specialiști în calculări și recalculări. Unii spun că este o lege bună, alții spun că nu este o lege bună. Unii spun că de fapt se adâncesc inechitățile, cum este domnul Leonte, alții spun că nu, dimpotrivă, inechitățile dispar. Acum, nu știu, habar n-am. Domnul Leonte, ai explicați-ne în 30 de secunde, un minut, explicați-ne și nouă până la urmă cum e legea asta, da? Pe cine avantajează și pe cine dezavantajează? Doamne Dumnezeule, Horia, ajută-mă! Eu cred că este o lege care face niște pași totuși într-o direcție bună. Pe de altă parte însă avem o mare necunoscută în continuare referitor la sursa de finanțare. Dacă putem să clarificăm și acest lucru, este important să stabilizăm ceva la care au contribuit, cum zicea și Cosmin mai devreme, și la momentul constituirii PNRR-ului, și la momentul inițierii discuțiilor pe legea pensiilor, pe reașezarea aceasta, pe un principiu al contributivității, chiar dacă mai există anumite discuții referitor la cum ar trebui să analizăm rămânerea mai mult în zona de activitate. Eu, de exemplu, să știi că opinez că, într-adevăr, un om care a rămas 40 de ani în câmpul muncii, chiar dacă nu a contribuit la fel ca un om care a stat doar 25 de ani în câmpul muncii, totuși va beneficia pentru o perioadă mult mai puțină de timp de pensia respectivă. Sens în care și pentru simplu fapt că statul a ținut banii lui blocați pentru 40 de ani și că s-a folosit de banii lui pentru a plăti alte pensii, trebuie să fie cu adevărat, din acest punct de vedere, răsplătit financiar, cel puțin din această perspectivă. Cred că mai trebuie să se facă anumite ajustări pe zona aceasta a inechităților, pentru că câtă vreme, după o lună de zile de dezbatere publică în care încercăm să clarificăm, domne, se adâncesc, nu se adâncesc inechitățile, în continuare avem poziții contradictorii, e clar că ceva e neclar. Acolo trebuie să lucrăm foarte mult, dar dincolo de orice trebuie să se clarifice cât mai repede ce se întâmplă cu zona aceasta a sustenabilității din punct de vedere financiar. Noi astăzi suntem în luna octombrie, când avem deja la 10 luni de zile un deficit bugetar de 62 de miliarde de lei. Probabil că vom ajunge în ritmul acesta spre zona de 80-90 de miliarde de lei, un deficit bugetar extraordinar de mare. Premisele economice pentru anul 2024 ne arată că acest deficit economic probabil va crește, câtă vreme nu vor crește taxele și impozitele. Iar guvernul în momentul de față nu vrea să privească frontal
mediul privat, mediul de afaceri și să le zică la ce se aștepte pentru anul 2024. Avem în continuare foarte multe semne de întrebare ce se întâmplă cu TVA-ul, care este, apropo, o taxă pe care nu o suportă doar mediul de afaceri, ci o suportă consumatorul de rând, omul de rând, inclusiv pensionarii aceștia cărora li se promite majorarea pensiilor pentru anul 2024, ce se întâmplă cu taxele și impozitele mediului de afaceri, ce se întâmplă cu taxarea pe zona muncii. Aceste lucruri trebuie să fie clarificate și trebuie să fie clarificate ferm acum. Nu se poate să plimbi ideea în spațiu public, să testezi deschiderea mediului privat la aceste măsuri și în funcție de care este gradul de tolerabilitate, doar atunci să acționezi. Da, nu știu. O să vorbim, fraților, mult și bine despre această lege. Cred că avem cât? Avem aproape un an, nu? Un an și ceva. Mai avem un an până intră ea în aplicare. Domnul Budăi. Când intră domnul Constantinescu? La 1 ianuarie. Așa cum a spus și doamna ministru și așa cum știm cu toții, s-au prezentat în spațiu public, informațiile astea nu sunt informații în premier acum. Știm foarte clar că indexarea se va face la 1 ianuarie, iar pentru recalculare noi ne-am asumat un termen de până în septembrie anul viitor. În completare la ceea ce spunea Horia și... pot să fiu de acord 100% cu ceea ce a spus mai devreme și sursele de finanțare, eu o parte dintre ele le-am prezentat la începutul emisiunii, sunt și alte surse de finanțare pentru această lege și pentru sustenabilitatea ei. Nu se va pune presiune pe mediul de afaceri, așa cum unii speră sau unii cred, eu sper să nu-și dorească nimeni lucrul ăsta, chiar dacă rolul opoziției, așa cum am mai spus, este să critique, trebuie să înțeleagă și opoziția că există și un alt fel de raționament economic prin care să nu se pună presiune pe nicio categorie. Dacă îmi dați voie să-mi termin ideea, Magda, dacă îmi dai voie, poți să spui după ce termin ca să înțeleagă ceva. Ca așa ne întrerupe unul pe altul, nu mai înțelege nimeni nimic și e normal că o să ducem controversa asta la nesfârșit în spațiu public. Am vorbit despre creșterea salariului mediu. Foarte bine a explicat și domnul Vișan. Într-adevăr, nu avem, dacă vreți, un calcul exact al salariului real mediu, dar nu este singura sursă posibilă de finanțare pentru această lege și pentru ca ea să fie sustenabilă. Avem inclusiv acea lege a măsurilor fiscal-bugetare asumată de guvern. Și și acele măsuri fiscale vor aduce o sumă importantă de bani la bugetul de stat. Sumă de bani care va ajuta ca această lege să fie și aplicată și să fie sustenabilă. Știți de ce? Eu aș vrea să ne trezim un pic la realitate, pentru că noi astăzi suntem în punctul în care spitalele nu poate să-și plătească salariile de la doctor și se dau bani din fondul de rezervă, care este un fond pentru situații de urgență, catastrofe naturale. Deci astăzi suntem în punctul în care nu avem o rectificare bugetară pentru că trăim un dezastru economic și nouă ni se vinde povestea că urmează să fie luate de undeva încă 10 miliarde de lei. Păi nu de undeva, cu privire la rectificare și cu privire la alocarea banilor din fondul de rezervă, aduceți-vă aminte că atunci când ați guvernat în trimestrul 4 fiscal al anului, ați apelat la același fond de urgență. Diferența este că dumneavoastră diferența este că dumneavoastră ați secretizat tot ceea ce ați făcut cu banii, lucru care se discută și astăzi în spațiu public. 3,6 miliarde au fost date în 2020, 22 miliarde au fost date numai în ultimele 4 săptămâni de către domnul Ciolacu. Ați secretizat toate achizițiile pe care le-ați făcut în timpul guvernării pe care ați avut-o. Ba da, și asta nu o spunem noi, o spune justiția care deja anchetează pe unii membri din partidul dumneavoastră. Nu vă puteți ascunde de realitatea în care dumneavoastră pentru că ați spus să ne trezim la realitate, să ne trezim la realitate, dar începeți dumneavoastră prin a spune adevărul despre achiziții, despre ceea ce ați făcut cu banii. Despre asta este discuția. Doamna deputat, când vă pun o întrebare cu privire la ce ați făcut cu banii, vă ascundeți. Ăsta este adevărul. Uitați-vă în ochii oamenilor și spuneți-le ce ați făcut cu banii. Ciolacu este un dictator care dă din pixul lui. Ciolacu este astăzi un dictator care dă din pixul lui 22 de miliarde de lei, dintre care unele dintre ele se duc, milioane de euro se duc la Iohannis să se plimbe prin Africa și prin Dubai. Și vorbiți despre domnul Iohannis pe care l-ați susținut în campanie. Este cel care eu nu i-am făcut campanie domnului Iohannis, doamna deputat. Nu faceți rectificare bugetară, vă e frică de rectificarea bugetară. Eu nu înțeleg discursul retoric asta dumneavoastră și limbajul dublu pe care îl folosiți. O datorie bugetară de 50% acum veniți să-mi spuneți mie despre Iohannis pentru care ați făcut campanie electorală, pe bune,
Doamna deputat, treziți-vă deci la realitate. Deci înțeleg că dumneavoastră vreți treziți-vă să vorbiți peste realitate, dar eu nu vorbesc peste realitate. Dumneavoastră românii nu reprezentați realitatea. Da, nu, dumneavoastră e reprezentați, spun, ci, din orice păcate, cifră. O realitate de tristă amintire. Nu, dumneavoastră pentru că ați nu făcut sunteți capabili să ziceți adevărul oamenilor. Deputat. Care este dumneavoastră deficitul a secretizat care este deficitul bugetar astăzi? Care este deficitul bugetar? Bineînțeles, dar stați puțin două secunde. Știți care este deficitul? Nu, eu vreau să vă spun. Știți sau nu știți? Am dat voie să răspund sau e o retorică așa care nu se mai termină. Este de 60 de miliarde de euro. 60 de miliarde de euro. Haideți, spuneți, care este datoria bugetară? Care este datoria bugetară? Vreți răspunsul? Care este datoria bugetară? 50% plus 1 din PIB. Doamna deputat, v-am adresat 3 întrebări pe care le-ați evitat. Câți bani ați dat din fondul de rezervă bugetară? Cum să vă spun, cu o lipsă de bun simț față de oamenii care se uită la noi? Câți bani ați dat din PIB-ul domnului Celacu? Dumneavoastră reprezentați un partid al cărui membru Vlad Vasile Voiculescu este anchetat pentru hoțile secretizate din pandemie și veniți să-mi cereți mie explicații? Nu. Păi nu vă e puțin rușine așa. Le știe, toată dar nu lumea de mine, față de oamenii ăștia care se uită la noi. Pe cuvântul meu, doamnă, sunteți de la USR dacă nu știți pe cine reprezentați. Doamne Constantinescu, deci că nu vă puteți opri din vorbit când încercați să mai dați mai și România, doamnă. Aveți nevoie deci să mai și respirați. Și gândiți-vă că reprezentați USR-ul. Mi-ar fi rușine să ieși din casă în locul dumneavoastră ca membru de partidul USR. Problema este că România a ajuns și justiția să ancheteze ceea ce eu vă spun de 2-3 ani de zile. Este un dosar fals în pandemie, pe care dumneavoastră îl folosiți în studiouri. Felicitări, bravo! Până când, v-ați până făcut când un dosar ca și să acum, faceți și acum tragem după furăciunile pe care le-ați făcut în pandemie. Deci, nu este normal să veniți este, dumneavoastră acum să vă transformați într-un mentor al guvernării, într-o lecție de guvernare și de moralitate, dumneavoastră care ați furat de nu v-ați mai săturat în pandemie și v-ați secretizat furăciunile. Să vă fie rușine, doamnă. Deci să vă fie rușine, doamnă. Chiar de acum, în sfânta zi de sărbătoare a Sfântului Andrei, sunt nevoit să vorbesc despre hoție, pentru că pe asta ați făcut-o, doamnă. Ați furat, doamnă. Nu vorbiți dumneavoastră despre religie. Asta mai lipsa, să mai despre religie să nu vorbiți, sunteți ultimii care ar trebui să vorbească despre religie. Ne-ați oprit inclusiv sărbătoarea Paștelui când ați guvernat și dumneavoastră îmi vorbiți mie despre religie. Doamnă, bă, aveți un tupeu nemărginit, haideți, doamnă, un tupeu nemărginit. Genunchi, ce să fac, doamnă? Revin la tupeu și la mie despre pus în genunchi. Pe cuvântul meu, serios. Dar nu are nevoie de apărare. Deci are sens, pe cuvântul meu. Dacă ați ajuns dumneavoastră să vorbiți cu mine de religie, spuneți-vă în genunchi, că acum faceți rugăciune. Să mă pun în genunchi să fac ce? Doamnă, controlați-vă limbajul, că eu nu știu dacă aveți contact cu realitatea când vorbiți. Adică, sincer, 22 de miliarde de lei ați dat din fondul de rezervă. Doamnă, ce ați făcut, doamnă, cu banii din pandemie? Deci vă întreb de jumătate de oră ce ați făcut cu banii din pandemie și noastră o țineți cu retorica noastră. Scoateți, doamnă, banii din pandemie, aduceți banii. Spuneți ce ați făcut cu banii. Desecretizați hoțiile pe care dumneavoastră le-ați secretizat. Ați băgat mâna până la umăr și v-ați secretizat furăciunile, doamnă. Ăsta este adevărul. Spuneți-le românilor ce ați făcut cu banii lor. Spuneți-le românilor ce ați făcut cu banii lor. Noi nu știm pentru în momentul avut în care le spuneți românilor sens ce ați făcut cu banii lor, puteți să veniți să cereți explicații. Dar dumneavoastră veniți și îmi spuneți mie cum ar trebui să guvernăm în condițiile da, în care, spun, în condițiile în care ați făcut scut în jurul penalilor. Faceți doamna, un dezastru. Doamna, ați făcut scut în și jurul penalilor, de USR, dumneavoastră, are o președintele dumneavoastră, un drulă, Vlad Vasile Voiculescu, ați făcut scut în jurul penalilor și a hoților. Nu se poate, doamna. Deci, știți ce? E foarte important, chiar și în politică, unde nu există prea multe limite, e bine să vă vedeți uneori de lungul nasului. Putem să ne oprim? E bine să vă vedeți de lungul nasului. Lăsați pe doamna cu condamnații. Uitați-vă la condamnații dumneavoastră și anchetații penale. Vă tai la valierile în secunda 1 și vă auzi în ale vecinilor. Breaking news. Și un breaking news extrem de urât, doamnelor și domnilor, în prag de sărbători, 80 de localități din județul Prahova vor fi îngropate în munți de gunoaie, pentru că firma United Waste Solutions SRL, fosta Rosal, nu mai este primită cu gunoaiele la groapa de gunoi. De ce, ne spune Oana Stoica, jurnalist la ziarul Incomod. Oana, bună seara! Bună seara! Da, este adevărată această informație. Fostul colector Rosal nu mai poate depune în stația de tratare după ce stația a fost închisă de către Garda Națională de Mediu și a trebuit să se îndrepte către rampa de gunoi de la Boldești Căieni Vitalia, deținută de Vitalia,
Însă aici am întâmpinat probleme în sensul că camioanele nu sunt primite la descărcat, deoarece există un istoric negativ al Rosal în relația cu Vitalia, respectiv există foarte multe datorii înregistrate către Vitalia, nu doar din partea Rosal, ci și din partea firmelor care fac parte din grupul Rosal. Iar Vitalia a pus niște condiții în sensul ca descărcarea gunoiului în rampa de la Boldești să se facă cu plata în avans. Lucru care este imposibil de respectat din partea Rosal, deoarece în acest moment conturile acestei firme sunt blocate din cauza datoriilor. Practic nu poate nici măcar garanta că va putea plăti facturile într-un anumit termen. Din toată această poveste, din păcate, au de suferit ploieștenii, prahovenii. Ploieștenii s-au mai confruntat cu o criză a gunoiului în 2021, atunci când doar Ploieștiul a fost afectat din cauza disensiunilor dintre primarul Andrei Volosevic și conducerea Rosal. Bun, mulțumesc frumos, Oana Stoica. Gelovișan, deci 80 de localități din Prahova, 80, păi frate, 80, da? Vor avea gunoaie peste gunoaie, da. Pentru că, ce să vezi, fostul Rosal nu plătește, frate. Da, eu ce să zic în momentul ăsta? Păi să-mi zici din că, păcate, dule, cum se întâmplă? Deci cum iau unimă contractele explic, astea? Că explică și imediat. Mie. Din păcate, s-a vehiculat la începutul anilor 2000 principiul mai multor eruri, ca să zic așa, nu știu dacă ați auzit, unul dintre aceste principii era acela că administrația publică locală trebuie să se detașeze cumva de tot ceea ce înseamnă aceste tipuri de activități. Se merge de multe ori greșit și în acest moment pe acest principiu și din ce în ce mai mult vedem prețuri la apă prin localitățile țării ale patriei noastre, că te ia cu capul atunci când le vezi, apa la sat mai scumpă de vreo 3 ori decât apa la oraș. Vedem situații în care firme de salubritate fac niște sau pun în aplicare niște condiții absolut draconice administrațiilor publice. Sunt contracte semnate și, din păcate, în clauzele acestor contracte nu este prevăzut niciunde, dar absolut niciunde, că nu este voie să întrerupi colectarea gunoiului. Am avut aceeași situație în multe din județele țării, de multe ori din cauza primarilor, dar și de multe ori din cauza... Un ministru al mediului, acest ministru al mediului, nu știu, nu neapărat să se ducă ministrul mediului, dar cred că în instituția există cineva care se poate duce... Eu am explicat fenomenul. Nu neapărat... Eu am explicat fenomenul. Trebuie să existe, adică o firmă pur și simplu... Deci noi ne-am mâncat șobolanii, ne mănâncă șobolanii și acum în sectorul 1 al capitalei, la propriu. Da, eu v-am spus că am venit o dată la o emisiune aici, am spus că am avut o întâlnire superbă cu un șobolan, dar în sectorul 1, la Cristian acasă. Deci, superbă, adică ceva de vis, să te întâlnești cu șobolanul, să-i spui bună ziua în curtea ta. Da, există un contract, da? Dacă tu ca firmă nu ți respecti, nu știu, nu, da, nici măcar contractul nu e vorba respectiv, de asta. Nu există măcar o clauză de reziliere? În secunda 2, adică... în care nu s-au luat gunoaiele, și la sectorul 1, și aici, și oriunde, ar trebui să curgă amenzi de zeci și zeci de mii de euro pe zi. Acum noi l-am înjurat pe băiatul ăsta de la NPC, care și el ar trebui să se bage într-o astfel de situație. Da, chiar dacă și garda de lui. Mediu, adică... Gardă de mediu, tot, da, de mâine dimineața amenzi. Păi ăștia, mă, le-a luat certificatul de asta. Ce ai, mă? Deci ăștia trebuiau să strângă gunoaiele selectiv, ăștia le-au luat de la Valba, ăia se duceau la groapa aia care trebuia să fie pe căprării, pe nu știu ce, și tot ăștia, care sunt fostul Rosal, golanii, doar știți că-s băgați în afaceri cu băieții deștepți cu asta, tot îi țipă, știi? Că a venit garda și le-a închis, mă. În momentul în care vezi că există o nerespectare a contractului. În primul rând, tu ca primar, ce faci? Tu ca primar, dacă nu poți să reziliezi, măcar poți să dai amenzi, exact ceea ce spune domnul Vișan mai devreme. Dar asta numai în situația în care nu există niște înțelegeri tacite,
pe care putem să le bănuim și până la urmă nu poate să ne onorat obligațiile, cum a fost la sectorul exact. 1. Și la sectorul 2 aceeași poveste. Adică și avem și astfel de probleme. Deci, întâmplător, nu vezi că din toate aceste contracte se pare că numai doar cei care conduc aceste societăți uite, au de exemplu, prioritate hai că dau exemplu au... unde știu bine. La Craiova lucrurile sunt pe dos. Da? Sunt unii acolo care își fac treaba. Adică au făcut din ălea subterane, nu știu, am văzut și pe la voi niște reportaje, dar am văzut că e la capătul blocului. Deci au cam niște gelul, din ălea subterane gelul, de momentul deșeu, în care tu trebuie să respecti niște lucruri. Ascultă-mă, ascultă-mă. Vine garda de mediu, îți dă decizie, du-te bă, marș, te-am închis, n-ai respectat, da? Zici că bă, tu colectezi selectiv, nu colectezi. Păi, dar n-am văzut la Dragomirești sau unde? Acolo. Ce faci, frate? La Dragomirești sau unde am văzut reportajul unde erau alea, intră peste mirosul și intră în pânza freatică gunoiul, doar că e... Asta a fost povestea și la garda de mediu, că erau depozitate și aruncate așa de intrau în pânza freatică, da? Și ăștia au puțuri, fântâni, au ce vrei tu. Acum ce să vezi? La revedere, 80 de localități vor sta cu gunoiul la... în poartă. Acum, de sărbători, câte? 80 de localități într-un județ înseamnă, cum e Prahova, care are vreo 112-120 de localități. Ce înseamnă? Trei sferturi. Trei sferturi. Mai mult de trei sferturi din ca să vorbim de orașe. Ce vorbești? De orașe? Ca să nu mai vorbim că Prahova e destinație turistică, da? Și că dacă asta este metoda prin care o firmă găsește să... să răspund acolo, nu este în regulă. Nu știu situația, chiar nu o cunosc, dar nu este deloc în regulă. Dar una peste alta, repet, nu aș spune că administrația publică din zonele respective sau din zona respectivă e... Bun. Și v-am promis un caz în seara aceasta pe care vreau să-l ascultați cu atenție pe el pe caz. Bă, dar în viața mea eu n-am văzut atâta prostie, jur. Noi ne facem datoria de jurnaliști, da? Și cumva cerem celor implicați, cei cu care vorbim, sau împotriva cărora unii invitați aduc acuze, cerem oficial, prin mail, prin telefon, prin mesaje, prin vorbă, punct de vedere. Vă rog, dați-ne punctul de vedere, etc., etc. Dom'le, n-am văzut în viața mea, o să vă arăt o chestie, o să vă citesc o chestie. Eu n-am văzut asemenea prostie în viața mea. Deci fiți atenți. Nici n-am făcut emisiunea, nici n-am făcut subiectul și m-au reclamat la CNA. Mi se pare corect. Păi, ești agent rus. Băi, deci pe bune. Păi, dar am înțeles că Alexandra de-aia... Te mor, mă, mor! Îți luăm banii de hăinuțe pentru copii. Dar fii atent aici, că n-ai înțeles. Ești agent. Deci m-au reclamat la CNA că le-am cerut punctul de vedere, mă! Mi se pare corect. Deci, în preambulul reclamației, jur, n-ați văzut în viața mea. În viața mea eu n-am auzit așa ceva. Dom'le, având în vedere că m-au sunat ăștia și mi-au cerut un punct de vedere... La către CNA, adică reclamația trimise către noi, da, așa, da, mi-a trimis, o să vă citesc leșinați, deci o să vă placă, deși situația în sine este una cât se poate de cotoibilă. Ce înseamnă? O să vedeți imediat. Rusă, rău de tot. Da, ai dreptate că nu le arătăm acum, le arătăm când trebuie, da? Deci pregătiți-vă, fraților, să vedeți astăzi principiul de funcționare. Mă rog, vreau să zic ceva cu inteligența artificială, dar avem pe ai noștri. Miruna Miu este cu noi în studio, pe care o salutăm. Bună seara. Doamna Miruna Miu este un om, un român. Este ea. Imediat o să dăm și ambianța, să vedeți ce n-ați văzut. Doamna Miruna Miu este un om care stă cu chirie, cu copilul, înregistrată, plătește chirie. Pleacă din țară într-o vacanță, când vine nu mai poate intra în casa în care plătea chirie. Ba mai mult decât atât, nu și-a putut lua nici măcar o bluză din casă. De ce, doamna Miu? Cum s-a întâmplat? Spuneți-ne că după aceea vreau să dau ceva cu cei implicați. Bună seara, da, este incredibil ceea ce se întâmplă. Efectiv, am fost aruncat în stradă, eu împreună cu fetița mea de 6 ani, de către domnul Flaviu Hoțopan și complicea sa, Cristina Burdușel. Aceștia au intrat în mod abuziv în locuința unde locuiam, cu chirie, unde eram cu plățile la zi, cu absolut tot, facturi,
tot ce înseamnă. Și au pus stăpânire pe toate bunurile mele, pe bani, pe lucruri, pe lucrurile copilului, absolut tot. Cum spuneați, da, am fost plecată într-o mini-vacanță, iar când m-am întors împreună cu fetița acasă, am observat că iala de la intrare, de la ușă, era forțată și a fost și schimbată, pentru că nu s-a potrivit cheia. La locuință erau prezenți niște bodyguards care nu m-au lăsat să intru în casă, în casa unde locuiesc, practic. În urma acestor lucruri eu am contactat poliția, poliția a fost alături de noi, bineînțeles, după care s-a întocmit și un dosar penal pentru cei doi, pentru violare de domiciliu, furt calificat și distrugere. Ce? Domnul Hoțopan este cel care, nu? Da, domnul Hoțopan. Bun. Hoțopan, da. Acum, noi, la un moment dat, pe site-ul realitatea.net, colegii mei au scris despre acest lucru. Și a venit peste noi un tăvăluc din partea unor avocați să ne ceară să nu mai scriem acest lucru. Noi le-am trimis probe audio-video care atestau că domnul Hoțopan, facem o scurtă paranteză, este fostul director al aeroportului Timișoara, fost consilier a domnului ministru al sportului Dunca de la PSD. Da? Un om care se laudă cu multe relații și prin casa de avocați, da? Casa de avocați care, uite, i-am trimis și noi solicitare de drept la replică, da? Este solicitarea scrisă de producătorul acestei emisiuni, nu Ramona, de tine, da? Ok, da? Am trimis solicitare. Ce am primit, vă arăt imediat. Am vorbit cu domnul Hoțopan la telefon, colega mea, producătorul acestei emisiuni. N-a spus, da, n-a spus, ne-a amenințat că noi primim bani ca să ce? Să facem, că primim bani, că facem emisiune. Da? Și acum vin eu și vă spun în felul următor. Doamna mi-o acuză așa, l-acuză pe domnul Hoțopan că a dus firmă de bodyguards. A intrat în casă și a aruncat-o în stradă după ce i-a luat toate lucrurile. Apoi, ceva mai târziu, dacă nu mă înșel, doamna mea, v-a și scos în stradă niște lucruri, nu? Da, dar tot, fost, era fost tot? Anunțată că lucrurile mele au fost aruncate, efectiv, erau aruncate în stradă, în ploaie, lucruri, inclusiv mobila pe care eu am plătit-o, am... Toate erau scoase în stradă, da? Da, deci erau în stradă. Înregistrat la CICA financiară, adică toate actele regulate. Sigur, perfect valabil, contractul de închiriere, tot ce înseamnă. Bun. Și domiciliul am acolo, am buletin, fetița mea la fel merge în... Da, și asta nu se putea face decât cu aprobarea proprietarului să faceți domiciliu, să... Da, practic. Normal, exact, deci totul este perfect legal. Și orice contract exact. De închiriere, după cunoștința mea, are o clauză în care se specifică foarte clar că proprietarul nu are voie să intre în locuință fără anunțul prealabil. Da, nu a intrat Stai să vedem filmul faptelor. Eu nu acuz pe nimeni, noi nu acuzăm pe nimeni. Noi dăm un film al faptelor, da? Imediat după ce s-a scris pe realitatea.net, spuneam doi cu reclamațiile. Că domnule, că domnul Hoțopan n-are niciun fel de amestec. Bine, zic. Și am trimis prin colegii mei casei de avocați film în care domnul Hoțopan, ce să vezi, era protagonist. Au tăcut. Până când ne-au reclamat la CNA. Le-am spus celor de la CNA, avem film. Și acum vreau să vă arăt, să vi-l arăt pe domnul Hoțopan. Cum amenință, așa cum ne-a amenințat și pe noi. Și domnul Hoțopan, sunați-o pe producătoarea mea dacă vreți să intrați. Că vă aștept. Ia priviți. În momentul în care viața unui minor și a Cristinei e pusă în pericol de acest individ, vă rog să mă registrați cu bodycam-ul. Sunteți direct răspunzător de ce se va întâmpla cu el. Eu apăr integritatea fizică. Dacă cineva vine și sparge ușa și taie ușa la poliție. Păi, am chemat-o la ușă. Păi, eu iau flexul și față de poliție, tai mâinile. Pornim cu stângul rău de tot și cu stângul vreau să pornesc cu tine. E o chestie personală.
Soție mult brefian cu depedus, să știi. Mult brefian. O să-ți placă tare. Am spart-o nicio casă eu. Mai văzut până să spart vreo casă? Și tu ești, da. Pe care cameră? Pe care cameră? Bun, doamna Miu, ce se întâmplă acum în casă? Acesta este domnul Hoțopan, da? Da. Bun. Ați fost acolo, ce vă zice? L-ați întrebat de ce, cum a intrat? Da, am fost de nenumărate ori să-l întreb. Acesta, nu vrei să știți câte injurii mi-a adresat. M-a jignit, nu pot reproduce ce a spus. Pur și simplu m-a și amenințat. M-a amenințat că dacă intru mă împușcă, îmi taie mâinile și așa mai departe. Plus că dânsul, datorită funcției pe care o ocupă și a ocupat-o și în trecut, se folosește de relațiile dânsului, se pare, asta m-a și amenințat, pentru a-mi face rău. Ceea ce nu mi se pare deloc normal să fac acest lucru. Ce a zis, că vă taie mâinile, da, cu flexul? Intru, da, dacă intrați în, da, casă, să vă luați casă bunurile, în casa în care aveți contract de închiriere. Exact, dar este închiriere. Casa domniei sale? Nu, nu este. Am înțeles. Și acum hai să venim și să vă citesc, deci nu mai pot, bă, deci trebuie să spun. Deci, doamna avocat, că domnul Hoțopan, hai domnul Hoțopan, nu vreți să intrați, că ne-ați amenințat, că luăm bani, că asta, dar trebuie să și dovediți lucrul ăsta, nu-i așa? Da? Deocamdată eu nu tai mâinile nimănui cu flexul. Asta chiar e amenințare. Dar ascultați-vă un pic. Doamna avocat de la Casa de Avocatură, care retrimite notificarea, deci, domnul Hoțopan, schimbați avocații, că habar n-au. Fiți atenți ce ne trimit, așa. Către Consiliul Național Audiovizualului de la Flaviu Hoțopan. Subsemnatul reprezentant convențional prin Vergele în asociație SCA, așa bâmbâm. Având în vedere mail-ul dumneavoastră din data de 30.11.2023, adică azi, așa, că vom vorbi așa, eu vă transmit urmă. Deci, vă citesc. Astăzi, la emisiunea 100% ora 20, moderator Laurențiu Botin, vom dezbate acuzațiile pe care doamna Miu, Oana Miruna, le face la adresa domnului Flaviu Hoțopan, clientul dumneavoastră. De asemenea, vă informez că doamna Miu va prezenta probe și dovezi în cadrul dezbaterii. Ați văzut filmulețele, da? Păi, n-ați auzit în viața voastră. Ori ești avocat, pe bune. Pentru corecta informare a opiniei publice și pentru dreptul la replică, vă invităm să participați la dezbaterea dumneavoastră sau domnul Hoțopan. Da? Mă puteți contacta la numărul pe care l-a dat producătoarea mea. Ei ne dau notificare. Cu majuscule. Bolduite. Notificare. Prin care vă interzicem în mod ferm și categoric să faceți vreo trimitere la numele, imaginea sau orice altă asociere a domnului Hoțopan. Se pare corect. A? Se pare corect? Stai că nu. Tu nu știi, stai. Cine e domnul Hoțopan. Și acum scrie, nu, cine e? Stai că îmi spui tu. Domnul Hoțopan. Așa. Și acum scrie producătoarei mele. Nu, doamna bani. Ionescu, v-am transmis deja opinia noastră și noi vă rugăm pentru ultima oară, Ramona, tremuri, să dați curs solicitărilor domnului Hoțopan. Nu aveți acordul dânsului pentru a face o dezbatere pe marginea acestei situații, care urmează să fie solicitată de organele de cercetare penală. Da, deci, asta e o situație pe care dacă dumneavoastră n-ați prezentat-o, probabil că mai sunt și alte cazuri. Doamne, și ca să nu mai fie, foarte bine faceți că abordați acest subiect. Pentru că sunt foarte mulți oameni care au contracte de închiriere și care probabil că fie nu-și cunosc drepturile sau poate chiar drepturile le sunt încălcate. Dar cu ce drept un cetățean poate interzice unei televiziuni un demers jurnalistic? Dar i s-a cerut punctul de vedere. Adică omului ăsta i s-a cerut punctul de vedere. Într-adevăr, e dreptul lui dacă vrea să spună ceva sau nu. Dar nu poți interzice unui jurnalist să facă o anchetă, mai ales când ți se cere punctul de vedere și te plângi și la cinea. Dar am cerut, păi cum să te plângi la cinea? Astăzi pe domnul Hoțopan și l-a rugat, domnule, nu intri, că cineva te acuză că îi tai cu mâinile cu flexul. Bă, că ce, că nu știu ce. Domnul Hoțopan fiind cu spate politic, frate. Bun. Ce e acum în casa aceea în care ați locuit? Păi acum în casa aceea dânsul stă în casa aceea, ne lăsându-mă să locuiesc eu, care deci sunt. Deci doar să mai intra să vă luați ce nu, mai aveți. Doar mi-a aruncat hainele în stradă, dar nici n-am fost să le pot ridica eu sau să văd. Oricum îmi lipsesc lucruri, mi-au furat din lucruri. Ce termen de expirare avea contractul dumneavoastră? Contractul expiră peste un an. În noiembrie la anul viitor.
Dar care este substratul până la urmă? E cum a ajuns domnul Hoțopan? Domnul Hoțopan este amantul, ca să zic așa, proprietarei de acolo. Proprietarii se află în divorț, sunt anumite probleme și... O intervenție indirectă cumva așa. Bun. Da. Zi-mă, Gelo, dacă tu poți să vezi așa ceva vreodată. Da, și mi-a dat toate, adică bunurile, vă dați seama, mi-au dat niște haine, practic, aruncate în stradă. Fără bani, fără bijuterii, fără... Au doar un cazare de obiunit. Hai să spun câteva lucruri. În primul rând, asta e România reală. Un anumit tip care a avut o anumită funcție crede că poate să acționeze în această țară după cum îl taie capul. În acest moment, legile din România aplicate au dus la apariția, înțeleg, a unui dosar penal împotriva domnului Hoțopan. De aia și avocații fac pe deștepții pe aici. Și cam atât. Personal, constat și în această speță, ca și în multe altele, că legea este insuficientă. Deci, eu cred că într-un astfel de caz, da, în care un minor este lăsat în stradă, primul care ar fi trebuit să se auto... sau prima instituție care ar fi trebuit să se autosesizeze era Direcția Generală de Protecție a Copilului din zona respectivă. Înaintea poliției sau odată cu poliția. Pentru că dacă vezi rele tratamente la un minor... Vezi toată lumea cum sare, cum nu știu ce. Dar stai puțin, că un minor lăsat în stradă. Stai așa, că trebuie numai să secundă. Numai o secundă. Un minor, eu o să fiu și nu vreau să... O să fim amândoi în proces după aia. Cu cine, mă? Cu Hoțopanul ăsta. Sunt super blindat, tată. Bun, acum, stai puțin. Sunt bulletproof aici. Eu cred că legea este, repet, insuficientă. Într-un astfel de caz, poliția ar fi trebuit să opereze arestări. Pentru că, din motive, de la domiciliu până la amenințări cu moartea și așa mai departe, indiferent de ce este acolo, intrăm și pe un domeniu în care l-am văzut pe domnul Ciolacu, purtând un tricou acum vreo 2-3 zile, și l-am și lăudat, mă rog, am criticat pe altcineva că n-a vrut să dea mâna cu el. Mâna întinsă, și anume violența împotriva femeilor. Nu neapărat violența domestică, ci violența împotriva femeilor exercitată. Bun. De... Bă, o să arătăm și o altă provocare. Sunt atâtea motive pentru care statul imediat ar putea să intervină și Gelu, nu intervine. Imediat după publicitate mai vin cu o probă. Și, alo, ăștia, Coco Jumbo, dacă voi credeți că un post de televiziune, Greuceanu, ca realitatea, să sperie de o chichiță avocățească, Bobiță, suntem bulletproof. V-am dat mail-uri, am vorbit cu Hoțopan, am vorbit și cu Asociația de Proprietari Intergalactică. Așa că mai ușor cu intimidarea, că știi ce să vezi? Nu merge cu mine. O să vedeți ce a făcut poliția. Când s-a trezit Miruna Miu venind acasă, că nu se mai potrivește Anaibii cheia în ce? În broască. Da? Deodată. Și câte zile au trecut până când, ce să vezi, au primit hainele aruncate în stradă. Revenim în câteva minute. Pentru ăștia care ați deschis mai târziu televizorile și mă tot întrebați pe net, care-i treaba? Bă, vă spun eu, da? Deci, un avocat chiriaș cu contract de închiriere valabil pleacă în vacanță. Când vine din vacanță, deși tot era la zi plătit de chiriaș și nu știu ce, când vine de vacanță, vrea să bage cheia în ușă. Ciuciu. Broasca schimbată. În spatele ușii, bodyguard, câini. Păi ce, bă, bună ziua, că știi, n-ai ce căuta aici. Femeie cu copil, câți ani are copilul Miron? Femeie cu copil de 6 ani. Păi de ce? Și-a chemat poliția. Ce-a făcut poliția inițial atunci? Ia uitați-o. Haideți, domnule, deschideți!
Gata, ne-am dat la o parte, deschide. Nu, mi-a zis să mergem pe lateral. Pe care lateral? Aici, pe cum nu ce trage acasă, unde e altă lucrare? Păi da, asta e altă lucrare. Dacă aveți, nu aveți cum să nu o lăsați să intre. Eu vreau să văd că bunurile mele sunt la locul lor. Cu forța, înțelegeți? Nu puteți să o forțați, să o dați afară, dați ce are un an de întâlnire. Eu vreau să intre. Adică n-a făcut nimic. Doamna Miu, cât timp a stat sau cât a durat din momentul în care v-ați întors, v-ați trezit fără lucruri, fără casă, până când v-au scos lucrurile în stradă? O lună de zile, fix o lună de zile a trecut până mi-au aruncat lucrurile în stradă, mobila, lucrurile. Păi stați puțin, dumneavoastră, în ziua aia, că e marți, că e miercuri, că e joi, când ați venit și n-ați mai găsit, dumneavoastră ați rămas pe stradă cu un copil? Cu, da, cu ce eram îmbrăcată, exact. A trebuit să îmi caut, să închiriez ceva, să stau pe la prietene, vă dați seama ce situație. Păi și poliția de ce n-a putut intra în stradă, în casă? Știți cum este în România, lucrurile merg destul de greu în toate procedurile. Eu am făcut, bineînțeles, am depus plângere, tot ce înseamnă pe partea aceasta, dar durează. Adică autoritățile se mișcă, da, foarte se mișcă repede, destul, nu? De lent, da. Da, lucrurile acelea când v-au fost scoase în stradă după 30 de zile, da, erau toate lucrurile dumneavoastră? Nu, bineînțeles că nu. Erau efectiv haine, tot ce înseamnă haine, dar pur și simplu bunuri, deci îmi lipseau banii, toți banii care aveam în casă, economiile mele, bijuterii, ceasuri, deci toate lucrurile de valoare nu mi le-au dat, doar ce înseamnă haine, haine, încălțăminte. Așa și poliția ce v-a zis? Că e, nu știu, e incredibil. Am făcut mai departe iar o altă plângere, o altă sesizare de furt, de distrugere, la fel că v-am spus, mi-a scos și mobila din casă, au pur și simplu, au desfăcut-o, mi-a pus dulap și tot ce înseamnă, mi-a scos în fața casei. Sunt și filmări, nu știu dacă au apărut sau... Da, le-am văzut, dar noi avem o înregistrare în care... Mă rog, noi nu putem să o difuzăm pe înregistrarea aia pentru că este plină de invective și de cuvinte injurioase, da, spus, în care sunteți invitată, da, să faceți video chat, să vă facă, da, să vă, deci, dragă, nu știu de unde până unde, adică de unde a ajuns acest domn să mă jignească în halul acesta, eu nefăcându-i nimic și să mă amenințe, efectiv. Dar până atunci l-ați mai văzut, îl știați? Până atunci când a venit în casă. Nu, nu știam. Deci contractul de închiriere al dumneavoastră cu cine a fost? Cu proprietarul? Da, cu proprietarul. Da, nu, pe dânsul, cu proprietarul acestui, da, imobil, da, nu? Da, da, da. Inclusiv când ați făcut la poliție, ați mutația, ați mers cu proprietara, nu? Nu, sau proprietarul. Deci, Laurențiu, am înțeles. Laurențiu, lucrurile sunt relativ simple. Sunt în proces de divorț. Poftim? Nu, legat de proprietar, spuneam. Proprietarii sunt, da, soși, proprietarii. Soție, practic. Nu? Proprietarii imobilului respectiv, da, unde, da, da, aveți, da, închiriat. Ei sunt în închiriat, proces de divorț, iar domnul Flaviu Hoțăpan este amantul proprietarei, ca să spun ei, așa. Ei încă nu sunt divorțați, sunt în proces de divorț. Da. A, deci el nu are nicio taină. El nu are niciun drept să facă asta, adică... Și... Dar de fapt nici nu a fost acolo, că ne-a acuzat pe noi, că am zis că a fost acolo și ne-a amenințat că ne face, că ne drege, că noi, că am zis că a fost acolo. Și eu am zis, domnule, am tăcut și am zis, stai că țară că ai fost acolo și uite cum a fost. Da, eu încă o dată spun că avem un stat șui. Știi, când mă întreabă pe mine lumea, de ce n-ai mai încredere în justiție? Uite, de-aia am încredere în instituțiile statului, multe dintre ele. Pentru că, pur și simplu, aici statul este, cel, prin reprezentanții săi, cel care ar trebui să se implice și să apere, nu chiriașul, ci o mamă care este scoasă afară cu copilul în stradă, cu toate drepturile asupra domniei sale. Și care îi se spune, doamnă, noi suntem neputincioși, ăla îi spune polițistei, du-te mai departe, polițista se duce mai departe. Da, da, da. Adică, da, domnul Hoțăpan. Bun, și acum ce așteptați? Ce faceți, doamna Miu? Aștept ca cercetările și tot să meargă cât mai repede. Asta am și rugămintea, dacă se poate, că rog pe această cale ca autoritățile competente să urgenteze cumva cercetările în acest caz, că este destul un caz destul de grav, părerea mea, și adică, nu știu, totuși trăim într-o țară civilizată,
tind să cred. Nu pare că, pare mulțumesc că pentru prezența în emisiune. Mulțumesc. Frate, deci n-am văzut în viața mea așa. Și mai are tupeu să mă amenințe. Fra, ia vină o bobiță și amenințe-mă. Of, România suverană imediat. Alexandra Păcuraru, bun găsit, Alexandra. Bună seara și la mulți ani. Mă pregăteam să zic câteva cuvinte frumoase, că ești moldovean și știi cât de mult ne bucurăm noi de această sărbătoare și cum astăzi, practic, îmbrăcăm haina sărbătorii de mâine, că nouă așa ne place să furăm startul și sărbătoarea pentru noi este vorba despre omenie, în primul rând. Ceea ce s-a întâmplat și ce am auzit m-a desumflat, m-a lăsat dezgustată. Toate ca toate. Eu personal pot să trec peste foarte multe lucruri, dar să fie limita până la copii. Dacă ajungi să pui un copil de 6 ani pe drumuri și să nu răspunzi că ești tu hoțoman, hoțopan, cum te-ai numi, și mai ai și tu peu să te dai mare, păi atunci justiția, da, trebuie să-și facă treaba. Eu am încredere că sunt și oameni demni în justiția din România și am încredere și în această sărbătoare sfântă că ne va uni la olaltă pe toți cei care suntem cu inima română și vom lua atitudine. Toate ca toate, până la copii. Botin, ce să zic, emisiune grea. Eu m-am pregătit în seara asta, am zis să selectez doar subiectele bune. Nici eu nu pot să vin numai cu lucruri bune. Avem, din păcate, tot felul de nenorociri. Am văzut că cel care a confundat făina cu cocaina acum rulează, fumează și merge cu trotineta. Nu avem o legislație care să le permită polițiștilor să-i oprească, să știm și noi dacă oamenii aia chiar văd când conduc trotineta. Am înțeles că prinde 30-40 la oră dacă, Doamne ferește, intră într-un copil. Era, nu vreau să mă gândesc pe unul, Alexandra, da? Zilele trecute era să bat pe unul. Mi-a apărut prin dreapta mașinii, e șofer. Noi moldovenii știm și să petrecem, că și eu sunt moldoveancă, da? Și suntem tari și la bătaia. Acum, bătaia în soluții, ca să nu instigăm la violență, da? Să-l bat așa în argumente, iartă-mă, așa. Era să-i zic, i-am umplut frigiderul, bai pe românești, așa. Da, cu trotinetiști ăștia lupește. Saibă, saibă de iarnă. Da. I-am văzut, ce să spun. Îmi pare rău. Entuziasmul meu se disumflă așa pe măsură ce vede. Hai să fim entuziasmi, pentru că mâine o să avem o zi frumoasă cu toții. Tu o să ai o emisiune și mai frumoasă. Eu am să rămân la mine în paradis, la mine este foarte complicat. Cu 5 copii după mine și o să am și pe Beluța, o să am 6 sau poate chiar 7 copii, o să-mi fie greu să plec din paradis, așa că de la ora 14 voi fi la o locație nou deschisă de domnul Țânțăreanu, un om demn de respect. Și aici, apropo de cei care muncesc cât de mult întineresc, îmi spuneau mulți că bătrânețea e haină grea. Nu cred așa ceva. Dacă muncești, te implici, ești acolo, nu știu cum să zic, activ și plin de vitalitate. Îi inspiri și pe cei din jurul tău. Tu vei munci de acum înainte 3 ore, da? Că eu tocmai am terminat, nu? Da. Dar și eu voi muncă fi mâine. Cu pasiune. Voi fi mâine la 17 în direct să ne sărbătorim de Ziua Națională la mulți ani, Românco, că termin după 12. Ții post sau nu, ca să știu? Fasole nu cu ciolan sau fără post. Ciolan? Când nu mănânc, țin post. Hai, spor la emisiune. Spor la emisiune, pa, pa. Alexandra Păcuraru, doamnelor, domnilor, la 20:50, România suverană. Ne vedem mâine la 17 în duplex cu Nicoleta Cone aici în studio și cu invitații. Nu-i așa? Mulți ani, România! La mulți ani, români!